Ti septembrie este o nouă zi în împărăție sau nouă lună. Hai să urmărim. Aveți și pe ecran, aveți și în bănci, trebuie să fie pentru fiecare. Cine n-are devoțional? Pune în vele lor ca să urmărim măreția numelui Său. Aceasta este aceeași forță pe care El a folosit atunci când L-a înviat pe Hristos. Citim din versiunea BVA, da? Aceeași forță pe care El a folosit atunci când L-a înviat pe Hristos și tot prin ea i-a oferit de la Dumnezeu. Acolo Dumnezeu L-a pus. Atenție, dragilor, e foarte important să vedem peste cine are Domnul Iisus autoritate. Foarte important. Peste cine, peste ce. Acolo Dumnezeu L-a pus pe Hristos deasupra tuturor guvernărilor, autorităților, forțelor, administrațiilor și a oricărei laturi care se poate oferi nu numai în acest secol, ci și în cel viitor. Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Știai că în mileniu oamenii vor trebui să utilizeze numele lui Iisus? Este același nume care ni s-a dat, prin care am trăit, pe care l-am utilizat și de care ne-am bucurat aproape 2000 de ani. Slavă lui Dumnezeu! Din păcate, mulți încă nu înțeleg autoritatea cu care este învestit numele lui Iisus și împuternicirea legală care ne-a fost dată pentru a face uz de El. De aceea, ei nu s-au bucurat niciodată din plin de beneficiile Lui. Trebuie să cunoști puterea numelui Lui Iisus. Și Iisus are un nume superior tuturor titlurilor de autoritate din această lume și din cea viitoare. E foarte important. Pentru că sunt unii care nu înțeleg asta. Sunt unii care se erigează în tot felul de prigonitori. Sunt prigonitori bisericii de altă dată, da? Sunt prigonitorii bisericii de acum. Sunt tot felul de oameni care spun că biserica nu mai are sens, că nu este relevantă. Biserica este relevantă. Și bisericii i s-a dat acest nume prin procură legală, de a funcționa. Bisericii i s-a dat promisiunea, este singura instituție de pe acest pământ care i s-a dat promisiunea că porțile locuinței morților nu vor putea birui. Adică indiferent ce face diavolul, indiferent ce face cineva din lumea aceasta care se crede mai grozav decât Dumnezeu, mai grozav decât biserica, biserica Domnului nu poate fi înfrântă. Învață să faci uz de numele Lui. Vedeți, și formularea pe care am folosit-o la traducere denotă o armă, da? Sugerează o armă, să faci uz, să faci uz de forța numelui Lui, să faci uz de autoritatea numelui Lui Iisus. Noul Testament în traducerea Weymouth descrie măreția transcendentă sau veșnică a puterii sale, tăria Lui infinită, precum și supremația și stăpânirea numelui, domniei și slavei Lui, atât în veacul acesta cât și în cel ce va veni. Ca să pricepeți măreția transcendentă a puterii Lui, arătată în lucrarea tăriei Lui infinite când a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să
și-a de la dreapta sa în locurile cerești, mult mai presus de orice guvern și autoritate și putere și stăpânire și de orice titlu de suveranitate care se poate atribui atât în veacul acesta cât și în cel care va veni. Efeseni 1:18-21, vă spuneam de traducerea aceasta Weymouth. E foarte important să se audă că Iisus Hristos este deasupra, mult deasupra, nu ușor deasupra, nu sensibil, egal sau puțin mai presus, cu mult mai presus decât orice nume care se poate numi, decât orice titulatură, orice titlu de suveranitate. Îmi place formularea asta și îmi place și faptul că Dumnezeu a desfășurat în Iisus Hristos infinitul puterii Lui. Adică dacă vă imaginați așa niște aparate de măsură cu puterea Lui Dumnezeu, acele s-au dus spre maximum. Da? Spre infinitul puterii când l-a înviat pe Iisus din morți. Și cu ce ne ajută pe noi asta? Păi noi ne-am născut din învierea Lui. Și când ne-am născut printr-o desfășurare infinită a puterii Lui Dumnezeu, nu ne poate birui nimic. Nu ne poate doborâ. De aceea bisericii s-a dat această promisiune că porțile locuinței morților nu vor putea birui. Cea mai frumoasă parte este aceea că autoritatea, domnia și conducerea Lui sunt pentru beneficiul bisericii. Tot ceea ce este Iisus și toată puterea investită în numele Lui sunt pentru beneficiul nostru. De ce? Fiindcă așa a decretat El, așa a hotărât El. El are toată puterea și El ne-a dat toată puterea. El ne-a zis în Luca 10:19, v-am dat autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și nimic nu vă va putea vătăma. Da? Tocmai de aia, ca nimic să nu ne poată vătăma. În Efeseni 1:22 ni se spune, El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Nu trăi niciodată ca o victimă, nu trăi o viață obișnuită, utilizează numele Lui Iisus. El a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În alte traduceri este aici toată autoritatea. Adevărul este că termenul cuprinde atât autoritate cât și putere. Domnul Iisus are autoritate și are putere. E diferență? Da, pentru că atunci când un polițist face semn într-o intersecție, se oprește un tir care putea cu ușurință să dea peste el, dacă, adică nu se pune problema care e mai puternic, ci se pune problema care are autoritate. Da. Ei bine, în Iisus Hristos, da, uitați-vă că este un psalm foarte frumos, când cel rău, când vrăjmașul năvălește ca un râu, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Adică Domnul Iisus are și autoritate și putere. Diavolul nu poate trece de Domnul Iisus, înțelegeți? Cu tot iadul, cu toate forțele. Adică nu are nici puterea, nu are nici autoritate. E foarte important să știm că în Iisus Hristos avem și autoritate și avem și putere. Apoi, în baza acestei autorități, El a spus, duceți-vă, Matei 28:18-19, îngerii, demonii, viața, moartea, iadul, lumea, circumstanțele, lucrurile însuflețite și neînsuflețite, aud și îți răspund în numele Lui. Prin urmare, conștientizează măreția veșnică a numelui Său, trăiește și fă toate lucrurile în numele Lui. Hai să zicem împreună proclamația. Iisus este așezat în locurile cerești cu mult mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi. Prin urmare,
toată natura, toți îngerii și toți demonii se supun, răspund și se supun atunci când vorbesc eu, pentru că mă ridic și vorbesc în autoritatea numelui lui Iisus. Amin, 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 amin. Îi invit pe închinători, rostim binecuvântare peste această zi, tăiem în bucăți puterile demonice, tăiem în bucăți orice fel de activitate demonică, luăm în stăpânire zona aceasta, preluăm controlul și redistribuim, așa cum spune în Isaia 49:8, noi redistribuim moștenirile pustiite, da? Împărțim țara, da? Și împărțim moștenirile pustiite, adică luăm orice fel de zonă care a fost sub autoritate demonică și o relocăm sub stăpânirea Duhului Sfânt și a îngerilor lui Dumnezeu. Preluăm controlul asupra acestei zone, preluăm controlul asupra vremii, preluăm controlul, rostim că în București am avut nevoie să coborâm temperatura cu 10 grade când erau 40 de grade și se anunțaseră toată săptămâna acele temperaturi și am spus că în numele lui Iisus coboară temperatura cu 10 grade și a coborât. Și acum rostim că temperatura urcă, mai ales în timpul nopții și nu mai coboară sub cât vreți, 19 grade sau cât vreți, cât e? E bine 19? După... 19, e foarte bine. Hmm? În numele lui Iisus Hristos nu coboară sub 19 grade. Amin. Nu coboară sub 19 grade și ploaia se oprește. Amin. Și luăm în stăpânire. Nu doar atât, nu doar atât. Pentru că noi nu suntem aici trimiși să avem un timp fain și restul Dumnezeu cu mila. Nu, nu, nu. Noi emitem decrete. Noi emitem decrete și rostim în numele Lui Iisus că țara se transformă. Toate decretele întunericului sunt anulate și toate intențiile malefice sunt călcate în picioare și distruse. Planurile lui Haman și decretele lui Haman sunt înlocuite, anulate și înlocuite de decretele lui Mardoheu și ale Esterei. Casa lui Haman trece în mâinile Esterei și ale lui Mardoheu. În numele lui Iisus, răsturnate să fie planurile diavolului. Avem autoritate, folosim numele mai presus de orice nume. Orice fel de boală, orice fel de neajuns, orice fel de disfuncție, orice veste proastă de acasă sau din altă parte, este schimbată într-o veste bună. În numele lui Iisus, cei neprihăniți nu se tem de vești proaste pentru că le transformă în vești bune. Sunt mulți care străbat valea plângerii, dar când o străbat cinina căror inimă locuiește încredere, ei o transformă într-o vale plină de izvoare. Și asta facem și noi acum. Asta facem și noi acum. Și stăm aici pentru noi și pentru toți cei care vin în urma noastră, pentru tot neamul nostru. Stăm aici să binecuvântăm și diaspora, stăm aici să binecuvântăm românii de pretutindeni și rostim în numele lui Iisus că noi facem țara și țările, iată, cu putință de locuit. În numele lui Iisus, toți cei ce cred să zic amin. Spune-i vecinului, intră în povestea cuvântului lui Dumnezeu. Doi împărați, capitolul 6, de la versetul 15. Doi împărați, capitolul 6, versetul 15. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea, cai și care. Și slujitorul i-a zis omului lui Dumnezeu, ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul i-a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Aleluia! Aleluia!
această dimineață, în timp ce vom cânta, ochii tăi spirituali să se deschidă și să vadă îngerii care sunt poziționați de jur împrejurul tău. Tu nu ai venit aici doar ca să faci o excursie, ai venit aici să te întâlnești cu Domnul. Și orice oștiri vrăjmașe sunt deja depășite de numărul de îngeri care a fost trimis către tine, un comando angelic a fost trimis să te izbăvească, un comando angelic a fost trimis să te scoată din situația în care te găsești. Și chiar acum numește situația, numește situația aceasta, numește care este situația care te pune pe gânduri, numește situația care te îngrijorează. Shekerara kura ghiara sa karalera vosa kara shera karatera. Și prea iubiți înaintea ta, Doamne. Îți mulțumim că tu ne izbăvești, Doamne. Tu ești izbăvitorul nostru. Tu ești cel ce ne scoți din orice situație grea, Doamne. Suntem întotdeauna în avantaj pentru că te avem pe tine. Doamne, îți mulțumim că aceasta este o casă de laudă, Doamne. Este o casă a laudelor tale, Doamne. Vrem să te întronăm. Vrem să domnești în mijlocul laudelor, Doamne. Vrem să-ți așezi tronul și să primești acest mesaj. Ești prea iubitul inimilor noastre, ești Domnul inimilor noastre, domnește, domnește în numele Domnului, așternă-ți domnia peste noi, Doamne, exercită-ți domnia în fiecare domeniu al vieții noastre, ordonează toate lucrurile din viața noastră conform ordinii tale divine, te onorăm și te binecuvântăm, iată, trimit. Nici o clipă căzut în uitare, fără speranță. Deși în zdrobire aveai aripi frânte, te aud cum strigi în șoaptă ajutor. Te ascult și îți răspund, copilul. Ești al meu, eu te izbăvesc.
Aceste momente pentru izbăvire. Mulțumește-i Domnului, mulțumește-i Domnului, pune-i înainte restul anului. Pune înaintea Domnului restul anului și spune că este un timp de izbăvire, un timp de ridicare, un timp de binecuvântare. Este un timp în care tu să ridici ochii spre Domnul. Da, te afli în această ambianță montană, dar ochii tăi nu se mai ridică ca odinioară în Vechiul Testament spre munți, ci se ridică spre Domnul. De la El vine ajutorul. Înflăcărează-ți Duhul, înflăcărează-ți Duhul și spune lucruri și mai mari decât am văzut până acum, voi vedea. Îți mulțumesc, Doamne, pentru izbăvire supranaturală. Oamenii văzând izbăvirea mea te vor cunoaște pe tine, vor dori să te urmeze pe tine. Sunt o priveliște pentru oameni și pentru îngeri. Acest ajutor este deja pregătit pentru tine. Este vorba despre ajutor la nivel exhaustiv, la nivel total, dar și la nivel punctual. Domnul este acela care cunoaște detaliul vieții tale și Domnul îți vine în ajutor. Domnul este interesat nu doar de imaginea macro, dar este interesat de imaginea micro, de ceea ce se întâmplă la nivel micro. El este interesat de emoțiile tale. El este interesat de tine atunci când nimeni, când ochii nimănui nu te văd. El este atunci interesat de tine și El atunci te iubește și El atunci te acceptă. El atunci îți șoptește, sunt lângă tine. Eu sunt ajutorul tău, umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Asta înseamnă că El îți dă mâna dreaptă de însoțire. Asta înseamnă că El te trimite, El te împuternicește. Dacă tu ești aici, ești pentru că El te-a întărit. Dacă tu te închini în Duh și în adevăr, aceasta se datorează faptului că El te abilitează să o faci. Și închinătorul în Duh și în adevăr schimbă lucrurile. Noi ne-am adunat în acest loc ca țara să fie binecuvântată. Ne-am adunat în acest loc nu ca planurile
Tatălui Rău să se împlinească în țară, ci voia lui Dumnezeu să se împlinească în țară. Prin prezența ta aici tu destructurezi, tu destructurezi puterile întunericului care au fost lansate peste țară. În numele Domnului Iisus Hristos, ridică-ți și tu privirea. Spune, Doamne, îmi ridic privirea. Îmi ridic privirea de peste limitări, de peste neajunsuri. Eu îmi ridic privirea. Aleg să fiu un om cu privirea ridicată. Aleluia!
spune Domnului, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce ești Tu pentru mine, pentru frumusețea prezenței Tale în viața mea. Ești incomparabil. Mulțumește Lui pentru desfășurarea lucrării divine în viața Ta. Tu ești capodopera Lui. Domnul este iremediabil îndrăgostit de Tine. Mulțumește, îmbibă această atmosferă spirituală cu mulțumirile Tale. Nu contează cine te apreciază, nu contează cui îți place. Regelui Tu îi place, asta contează. Regele își găsește plăcerea în Tine. Regele Te iubește, Regele Te apreciază. Ai parte de favoarea regală. Mulțumește Lui, mulțumește. Biruit pentru tine. El nu încearcă să biruiască. Autoritatea Lui, așa cum am auzit în această superbă traducere Weymouth, este nespus de mult mai sus, mai sus decât orice guvern și autoritate, decât puterea oricărui abuz la care ai fost supus vreodată. Așa este autoritatea. Așa este numele Lui. Și în acest zi chem numele Lui Iisus peste tine. Chem acest nume peste viața ta. Chem această protecție divină. Chem această binecuvântare de a umbla și de a trăi în numele Lui Iisus. Aleluia! Am biruit. I'm bereaved.
născut din el. Munte lui spune, am biruit, zi azi probleme, vii prea târziu. Vorbește-i bolii, eu te-am învins, declară eu sunt născut din el. Sunt dărâmate. Cei pentru care te rogi chiar în aceste momente simt fiorul Duhului Sfânt, simt cercetarea Duhului Sfânt, sunt pătrunși de această cercetare. Situațiile pe care le-ai adus înaintea Domnului cu lacrimi sunt răsturnate și transformate în binecuvântări. Obstacolele sunt transformate în punți. Tu intri în moștenirea ta, pui piciorul în moștenirea ta, în ceea ce nu te-ai, în ceea ce nu ai reușit să iei stăpânirea, acum îți pui piciorul. Am biruit, am biruit. Hai, biserica!
Aleluia! Aș vrea să afișăm întâi Petru 1 cu 8. Deoarece Domnul dorește ca tu să te bucuri. Tu să te bucuri de biruință. Există oameni care au biruit și care nu se pot bucura de biruință. Pentru că imediat Satan vine și le produce o situație care le cauzează disconfort. Dar în numele Domnului Iisus Hristos vom repeta acest refren. Vom repeta și apoi vom intra într-o cântare. Și ne vom bucura. Vom învăța bucuria. Bucuria biruinței. Pentru că biruința se așează în Duhul tău, se așează în viața ta. Și în momentul în care bucuria s-a așezat în viața ta, încep să o exprim prin cuvintele tale, prin modul tău de a fi. Oriunde te duci, ești un om care emană bucuria lui Dumnezeu. Aleluia! Haideți să citim împreună. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Aleluia! Aleluia! Cântăm de două ori acest refren, am biruit, și după aceea intrăm într-o cântare a bucuriei. Aleluia! Spune vecinului din stânga și din dreapta, termină cu întristările. Termină cu depresie, termină cu supărările. Nu mai spune ce lucruri rele s-au întâmplat, pentru că e o nouă zi, e o nouă vreme. Este vremea bucuriei.
ta sunt desfătări veșnice, în prezența ta sunt bucurii din belșug, iar la dreapta ta sunt desfătări veșnice, în prezența ta sunt bucurii din belșug, iar la dreapta ta sunt desfătări veșnice, în prezența ta sunt bucurii din belșug, iar la dreapta ta sunt desfătări veșnice. Bucuria Domnului. Vom elibera peste această tabără și peste această regiune bucuria Domnului. În numele Domnului Iisus Hristos. Uno! What do I say after that? Ce pot să mai spui după asta? That the presence of the Lord didn't already say. Ce pot să mai spui ceea ce prezența Domnului deja nu ar fi spus? Wow, God is awesome. Dumnezeu e cu adevărat minunat. Okay, so you may be seated. Puteți să luați loc. In the U.S., we don't have to say that. They just sit. În Statele Unite nu trebuie să spunem lucrul ăsta. Oamenii știu după închinare se așează pe scaune. And then they stare at me. Și apoi se uită la mine așa. No, I'm kidding. Glumesc. Okay, so I'm kind of confused on the rules with these things. Sunt puțin confuz cu privire la regulile legate de tabără și de echipe. We get points for serving and stuff like that. Dacă primim puncte pentru slujire, nu? Okay. The last time I shared. Ultima dată când am împărtășit cuvântul. How many people got touched by that? Câți oameni au fost atinși de acel cuvânt? All right. Hold your hands up. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. That's about 60 points on my team, cam right? Cam 60 de puncte pentru echipa noastră, da? No. All the points go to Jesus, right? Toate punctele merg la Iisus, amin? Okay.
15 minutes starts now. Avem 15 minute din acest moment. Okay, I want to talk about trusting in God. Aș vrea să vorbesc despre încredere în Domnul, încrederea în Domnul. Because it's only when we trust in God that we can be champions. Pentru că doar atunci când ne încredem în Dumnezeu suntem cu adevărat campioni. Okay, I got a serious question to ask. Am o întrebare foarte serioasă pe care vreau să vă adresez. I want you to be honest with me. Și vreau să fiți sincer cu mine. How many people's lives in the past, let's just say 5 years? Haideți să vă întreb așa, în ultimii 5 ani. Have felt like a roller coaster. Câți ați spune că viețile voastre s-au asemănat cu un roller coaster sau un montagne rus? Yeah. Okay, that's good. E bine. That's good because the thing is when we trust in, if we didn't feel like we're in a roller coaster. Ideea e că dacă nu ne-am simțit așa că trecem printr-un fel de roller coaster din asta. We would have a plan. Ar însemna că avem un plan. And a strategy. Și o strategie. Be like, this is my 5-year plan. Și am zice, oh, ăsta e planul meu pe 5 ani. That's the first thing Sammy asked when we were getting married. Asta ne-a întrebat pastor Sammy înainte să ne căsătorim. Aveți un plan pe 5 ani? What's your 5-year plan? Care e planul vostru pe 5 ani de zile? Well, God's blowing the wind that way. Și am zis, păi Domnul suflă vântul din direcția asta. So we're going to go that way. Și noi mergem după direcția vântului. God's going that way, we're going to go that way. Și dacă suflă Duhul Sfânt în direcția aia, mergem în direcția aia. And that's what's important. Și asta e important. Okay, let's talk, because even Abraham. Dacă ne gândim la Avram. Abraham didn't know where he was going. Avram nu prea știa el pe unde trebuie să ajungă, God said, să meargă. Pick up your bags. Dumnezeu, sorry. Pick up your bags. Dumnezeu a zis, fă-ți bagajele. Leave your mother and father. Lasă în urmă casa părinților tăi. And go to the land that I send you. Și mergi în țara pe care eu ți-am spus, ți-am promis-o. No plan. Niciun plan. Just trusting in God. Doar încrederea în Domnul. And God leading him. Și Dumnezeu care îl conducea. And he said yes, and he became the father of faith. Și Avram a spus da lui Dumnezeu și într-un final el a devenit tatăl credinței. All right, I want to tell you a quick little story. Well, first of all, cancel that. Okay, so have you heard of the expression? Ați auzit această expresie, oare? You give a man a fish. Îi dai unui om un pește. He eats for a day. Și mănâncă timp de o zi. You teach a man to fish. Dar dacă îl înveți să pescuiască. He eats for a lifetime. Mănâncă întreaga viață. That's some good preaching right there, right? That's some good insight. E o idee bună, nu? Să faci chestia asta, să-i spui cuiva așa, nu? Guess what? Haideți să vă zic o treabă. It's wrong. E greșit. Okay. V-a făcut mintea să explodeze? God doesn't want to teach you to do things. Dumnezeu nu vrea să te învețe să faci lucruri. God doesn't want to show you the way. Și Dumnezeu nu vrea să-ți arate calea. Oops. God wants to be the way. Și Dumnezeu vrea să fie calea. See, the children of Israel were in the wilderness. Vedeți voi, poporul Israel se afla în pustie. And before they went in the wilderness, și înainte de pustie, God said to them, Dumnezeu le-a spus, okay, so this is what you're going to do. Iată ce veți face. The first week you're going to go this way. Prima săptămână mergem pe acolo. And the second week you're going to go that way. Și în a doua săptămână mergem pe acolo. Hey, Moses, are you listening to me? Sorry? Moses, are you listening to me? Moise, mă asculți? You should be writing this stuff down. A trebuit să scrii chestiile astea, bine? Okay, because I'm going to give you the directions and then you're on your own. Într-un măr și tu o să conduci poporul. And then you're going to go right, then left. Și apoi mergi la stânga, no, la dreapta. No, that's not what God did. Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta cu poporul lui Israel. God said, Moses, I'm going to send a fire by night and a cloud by day. Și Dumnezeu a spus, îți voi trimite un stâlp de foc în timpul nopții și un stâlp ca un nor în timpul zilei. And wherever that cloud sits. Și oriunde se așează acel nor. Wherever that fire stops. Oriunde se oprește acel foc. Put out your tent and acolo stay. Acolo să campezi. And when the cloud and fire move. Și atunci când vezi că se ridică norul sau se mișcă stâlpul de foc. You go. Atunci pornește.
So God doesn't want to give us strategies and insight. Oh God. It's hard for me to translate it. Dumnezeu nu vrea să ne dea instrucțiuni și strategii. But God wants us to trust in him. Și Dumnezeu vrea să ne dea încredere în el. You know, I can't tell you how many times that we've been in a situation where we were like, okay, God, we got to trust you. Nu pot să vă zic de câte ori am avut situații în care a trebuit să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, ne încredem în tine. And then somebody would come over and be like, I want to buy you guys groceries, here's 200 lei. Și cineva venea la noi și zicea, vreau să vă cumpăr, să vă fac cumpărăturile pe o săptămână, vă dau aici o and sumă de bani. God would provide. We wouldn't talk to anybody. Și Dumnezeu aducea provizii pentru noi, deși noi n-am vorbit cu nimeni. We went and said, okay, God, we're kind of, you know, strapped on money this week. And then am zis la un moment dat, Dumnezeu, o, Doamne, am ajuns cu o anumită sumă, suntem la limită. And then she'll look at her bank account and be like, oh, somebody put money in. Și după aceea mă uitam eu la mine și în contul bancar apărea o altă sumă. We went to go get a key replaced. Am mers, de exemplu, să avem o cheie din aia magnetică and la intrare. And they handed it, after they got done, they handed it back to us and said, no charge. Și am mers să ne schimbe, practic, magnetizarea pe ea. These are people that don't know me. Don't know me at all. Nu aveți nicio datorie față de noi. So, trust in God and he will provide. Încredete în Dumnezeu și el va purta de grijă. Okay. So, I forgot the name of the guy and I forgot where I heard the story. Am uitat cum îl cheamă pe tipul ăsta, am uitat unde am auzit povestea respectivă. I do remember where I got the story. It was from Jason Upton. He was sharing it about a friend of his. De fapt, mi-am adus aminte de Jason Upton care spunea chestia asta. And he was talking about this guy that went to go see Mother Teresa. Și el povestea despre un om care a mers să o vadă pe Maica Tereza. Okay. So he went to go see Mother Teresa. Și omul ăsta a mers la Maica Tereza. And Mother Teresa asked, "What can I pray for you for?" Și Maica Tereza l-a întrebat, "Pentru ce pot să mă rog pentru tine?" And the guy was like, "Mother Teresa, I want you to pray that I have clarity." Like you have clarity. Și omul i-a zis, Maica Tereza, vreau să te rogi pentru mine să primesc claritate, să am direcție. And Mother Teresa said, I will not pray that over you. Și Maica Tereza i-a spus simplu, n-am să mă rog lucrul acesta pentru tine. And the guy was complex. He was like, why? Și omul era perplex, întreba de ce? Why would you not pray that over me? De ce nu te-ai ruga lucrul ăsta pentru mine? And she replied with, și ea i-a spus, I can't give you what I've never had. Nu pot să-ți dau ceea ce eu nu am avut niciodată. I've never had a day of clarity in my entire life. Nu am primit poate claritate pentru nicio zi din viața mea. N-am știut ce trebuie să fac neapărat în acest but zi. She said, ea a spus, I will pray what I have. Dar mă voi ruga pentru ceea ce am. And that's trust. Și aceea este încredere. That you will trust in God. Că tu te vei încrede în Dumnezeu. And God will light your path. Și Dumnezeu îți va lumina calea. Yeah. So I want to pray over you guys. This is really short because I was waiting for Sammy to show up. Să mă rog pentru voi foarte scurt pentru că așteptam ca pastor Sammy să apară. Sammy has an amazing word that he's going to give. Are un cuvânt extraordinar pe care vrea să lanseze. I feel the Holy Spirit right now. Prin Duhul Sfânt. So I want to get jumping on this so I can hear it. Pray for my wife. Rugați-vă pentru soția mea. She has this awesome gift and are she's happy. Acest dar minunat și este bucuroasă. She gets to talk a lot. Că vorbește mult. And I'm grateful for her. Și sunt foarte recunoscător pentru ea. So let's stand up, let's pray. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Thank you, Lord. Tată, îți mulțumim. Father, we want to be champions. Tata, noi vrem să fim campioni. For you. Pentru tine. For your reasons and your plan, your purpose. Pentru motivele, scopurile și motivațiile tale. Thank you, Lord. And so, Father, we trust in you. Și de aceea, Tată, noi ne încredem în tine. The author and the finisher of our faith. Tu ești autorul, tu ești cel care finisează și definește credința noastră. We trust in you, Lord.
Tată, noi ne încredem în tine. And we lean not on our own understanding. Și nu ne bizuim, nu ne bazăm pe înțelepciunea noastră. Father, let us just let go. There's a song. Tată, ajută-ne să dăm drumul. Există acest cântec. And the verse of the song says, I climb this mountain with my hands wide open. Este un cântec care spune, urc acest munte cu mâinile deschise. Deschise larg. Has anybody here ever climbed a mountain with their hand without using their hands? S-a cătărat vreodată cineva pe un munte cu mâinile deschise larg? It's impossible. E imposibil. But with God all things are possible. Dar cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. So we thank you, Lord. De aceea îți mulțumim, Tată. And we glorify you. Și te glorificăm. In Jesus name I pray. În numele lui Isus m-am rugat. Amen. Amin. If I get to share again, dacă voi mai avea ocazia să mai împărtășesc din nou, I might share on a vision that I had. Am să vă împărtășesc o viziune pe care am primit-o de la Domnul. It's about the chambers of the Lord. Este vorba despre camerele Domnului. A little teaser. Așa, un mic preview. Domnul este în mijlocul nostru, invit pe ceilalți închinători, Domnul este în mijlocul nostru ca un rege, ca un împărat, amin? Amin. Și cântăm această cântare care spune, Domnul meu e împărat. Și proclamăm slava Lui. Slava Lui care se va manifesta în acest loc, slava Lui care te va duce la un nou nivel. Slava Lui care îți va arăta lucruri noi, mari și minunate. Lucruri care poate ți-au fost ascunse până acum. Tu ești un om al slavei, ești un om plin de slavă, ești un om plin de glorie. Și slava Lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în descoperirea lor. Aceasta este slava ta. Eu astăzi, spunem împreună, eu astăzi descoper lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, astăzi primesc chei, astăzi sunt ridicat la un nou nivel, astăzi mă bucur pentru că Domnul meu îmi dă cu plăcere împărăția. Aleluia! Oh, 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 oh
sunt fiul de împărat. Eu sunt fiul de împărat. Eu sunt fiul de împărat. Tatăl meu e Dumnezeu. Eu sunt fiul de împărat. Eu sunt fiul de împărat. Eu sunt fiul de împărat. Tatăl meu e Dumnezeu. Iisus e regele, El are coroana de rege și nu coronavirus. De aceea trebuie să lăudăm numele Lui. Haideți să lăudăm pe Domnul așa cum trebuie să lăudăm. Aleluia! Vrem să batem din palme, să strigăm, să lăudăm numele Lui. Aleluia! Acum pe Domnul, nu știu pe cine ați lăudat mai înainte, dar acum pe Domnul aș vrea să lăudăm. Pentru că aș vrea să strigăm de bucurie. Aș vrea să lăudăm numele Lui. 2, 3 și... Haleluia! Iisus Hristos este Domnul! Și cred din toată inima că nimeni nu poate să conteste lucrul acesta, chiar dacă îndrăznesc și vor să facă treaba asta, nu se poată, pentru că cred că Domnul nostru se va arăta în glorie și în slavă. Haleluia! Și în primul rând, înainte să se arate pe norii cerului, se va arăta în biserică. Nu știu dacă m-ați auzit, înainte să se arate pe norii cerului, Hristos se va arăta în glorie și în slavă în biserică, care este trupul Său. Amin. V-ați gândit cum va ajunge pe întreg glob pământesc să fie această mărturie a mântuirii, a Iisus Hristos este Domnul? Nu ne că vom folosi poate internetul, știu eu, dar cred că prin biserica adevărată a lui Hristos. Biserica se va manifesta cu asemenea autoritate și putere, încât va întreg glob pământesc. Toate națiunile vor ști că Iisus Hristos este Domnul. Deci, înainte să se arate pe norii cerului, Hristos se va arăta în biserică, prin biserică, că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Aleluia! În dimineața aceasta o să abordez un subiect mai interesant, m-a inspirat soția mea ieri când era la închinare. A vorbit despre
tupeiști, despre cei care au tupeu după voia lui Dumnezeu. Și așa și intitulez mesajul meu dimineața aceasta, tupeiștii plăcuți de Dumnezeu. Tupeiștii plăcuți de Dumnezeu. Aș vrea să ne apropiem de Cuvântul Dumnezeu. Cei care vor să asculte, eu am o pretenție specială, o să rog să vină înăuntru, cei care nu, și o să rog să se tragă cortina. Doar pentru cei care stau, mama și copilul acolo, e ok, pot să audă, dar în mare parte să încercați să trageți toată cortina aceea, că nu vreau să fiu nicio distras, nici voi, și vreau să auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Ok. Care deja ați fost binecuvântați până astăzi? Puteți să ridicați mâna? Aleluia! Cred că Domnul mai are încă mult să ne dea în aceste zile. Și cred că, uitându-mă la voi, uitându-mă la modul în care primiți cuvântul, modul cum lăudați pe Domnul, mă gândesc, sunteți cei care sunteți potriviți să purtați făclia mai departe și să duceți acest foc al trezirii dincolo de limitele, de zidurile, table acestea, și să mergem mai departe, să ducem ceea ce am primit aici, pentru că chiar România are nevoie de oameni ca și voi. Trăim o vreme în care se dorește supraviețuirea în loc de victorie, se dorește manipularea maselor decât libertatea lor. Oamenii trăiesc frica și nesiguranța, dar într-o astfel de vreme Dumnezeu ridică campioni aici, la Jolt, cred, care aplică tupeul credinței sau care revendică cu îndrăzneală drepturile divine pentru ei și cei din jur. Și vreau în această dimineață, foarte rapid, pe scurt, să privim la câteva personaje biblice care au arătat un tupeu considerabil în a revendica lucrări divine. Și o să vă spun și diferența între tupeiștii firești, care nu-s plăcuți lui Dumnezeu, și tupeiștii duhovnicești, care-s plăcuți lui Dumnezeu. Un lucru am văzut în viața oamenilor lui Dumnezeu, atât și în viața mea, că de multe ori Dumnezeu ne cere, apropo de ascultarea care s-a discutat ieri, Dumnezeu ne cere în primul rând să ascultăm, chiar dacă încă nu primim toate detaliile instrucțiunilor. Dumnezeu ne spune în primul rând, îndrăznește și ai încredere în sfatul meu și ascultă. Și când alegi să asculți, îți dau detaliile, dar prima oară vreau să văd că asculți, chiar dacă încă nu știi ce urmează, totuși Dumnezeu vrea să vadă această ascultare în credință, și să faci acest pas în ascultare este un lucru extraordinar. Amin. Dumnezeu îți va da detaliile, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, nu te va lăsa în ceață nicio secundă, nu te va lăsa în nesiguranță nicio secundă, nu te va lăsa în umbră nicio secundă. Dumnezeu îți va da instrucțiunile necesare și detaliile ca ceea ce El a vorbit să se întâmple 100% în viața ta. Deci e foarte important să înțelegi că detaliile și soluțiile vin după ce accepți în credință ascultarea din partea Domnului. Amin. Mă gândesc la câteva exemple și m-am gândit oarecare să reau, că sunt mulți în Scriptură și plină Biblia de tupeiști, să zic așa, după voia lui Dumnezeu. Și vreau să mă opresc și să încep, mă opresc la trei cazuri. Și încep cu unul dintre ei, care a fost amintit și de soția mea dimineață la timpul de închinare. Iacov. Iacov, patriarhul, nu Iacov, fratele Domnului, Iacov, care e greu să știu, să vă spun întreaga viața lui, dacă nu citiți acasă întreaga povestea lui. O să mă opresc doar la câteva versete din Genesa 32, versetul 24 la 29, să vedeți exact ce i-a determinat pe teologi, pe noi și pe alții, să-l numească înșelătorul. Și vreau să înțelegeți că Dumnezeu nu a fost mulțumit cu faptul că a furat binecuvântarea și a însușit-o, înșelându-l pe tatăl său. Dumnezeu trebuia să se întâlnească personal cu Iacov. Deci vreau să înțelegeți, oricât de mult am încercat noi să încercăm să luăm și să furăm, să apucăm, să facem, să dăm din coate, să facem cumva, suntem în biserica care trebuie, pastorul care trebuie,
la conferința care trebuie, tabă care trebuie, am învățat câteva principii, declarații, credințe, încercăm și noi să ne sușim niște chestii, dar Dumnezeu vrea să schimbe caracterul tău. Dumnezeu vrea să schimbe ca ceea ce El îți dă să poți să ții. Pentru că, practic, Iacov nu putea să țină ceea ce Dumnezeu îi dăduse și prin tatăl său. Și vreau să citesc acum doar acest moment al întâlnirii, dar să vă spun câteva lucruri vis-a-vis de ce s-a întâmplat înainte de acest moment. Genesa, capitolul 32, versetul 24 la 29, spune așa. Iacov a rămas singur, iar un bărbat s-a luptat cu el până la ivirea zorilor. Când bărbatul acela a văzut că nu-l poate învinge, l-a lovit la încheietura coapsei, astfel încât încheietura coapsei lui Iacov a sărit din locul ei în timp ce se lupta cu el. Apoi a zis, lasă-mă să plec pentru că să-i vezi zorii. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și el l-a întrebat, cum te cheamă? El a răspuns, Iacov. Atunci bărbatul acela i-a zis, nu te vei mai numi Iacov, ci Israel, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai învins. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El i-a răspuns, de ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru acest cuvânt al Tău, care aduce rod în viața noastră prin Duhul Sfânt. Mă rog ca tot ceea ce este de la Tine să rămână în viața noastră și să aducă rod. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că vom primi cuvântul cu bucurie spre gloria numelui Tău. În numele Iisus, am rugat. Amin. Deci Iacov, care înseamnă, de fapt, ca semnificație și, mulțumesc, care înseamnă și înșelătorul, este cel care, la îndemnul mamei sale, să știți că de multe ori multe îndemnuri, multe sfaturi sunt foarte utile, dar nu sunt totdeauna conform standardelor după principiile lui Dumnezeu. Adică în orice sfat care poate aduce lucruri interesante în viața ta, chiar bune, modul cum sunt puse aceste sfaturi, modul în care sunt impuse aceste sfaturi de multe ori nu sunt ok și de aceea e foarte important să fim atenți la detalii. Dar, în fine, la îndemnul mamei sale, prin înșelăciune, fură binecuvântarea. Știți ce s-a întâmplat de fapt? Tatăl său, Iacov, îl aștepta, Isaac îl aștepta pe Esau, pentru că Esau era favoritul lui Isaac. Nu vine Esau, care era cunoscut și identificat, să zic așa, de cei din familia lui ca fiind războinicul, vânătorul, cel care avea pielea aspră, cel care, știți detalii și citiți acasă, vă rog frumos, îi sfătuiește mama lui Iacov, îl sfătuiește, măi, încearcă să faci în așa fel încât să pari Esau. Și e adevărat că de multe ori noi facem chestia asta, încercăm să părem altcineva pentru că vrem să ne sușim anumite chestii, dar trebuie să înțelegem că fiecare avem chemarea noastră, ungerea noastră specifică, avem unicitatea noastră, nu încercați să mai confundați unii pe alții și trebuie să îi caracterizați nici măcar în prisma tatălui. De multe ori aveam această problemă, toată lumea se aștepta să predic ca tatăl meu, se aștepta să mă manifest ca tatăl meu, se aștepta să știu să le prorocesc ca tatăl meu, să fac exact ca și tatăl meu și erau foarte șocați de multe ori că mă manifestam diferit și atunci mă întreba mulți, mă, dar tu nu ești băiatul lui Nuțu Caba? Ai zis, măi, eu așa știu că da, dar vreau să zic că nu trebuie să fiu așa, exact. Onorez părinții și onorez oamenii lui Dumnezeu din viața mea și mulțumesc Domnului pentru tatăl meu, care este un general al lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun, este normal ca să îndrăznești să vii înaintea lui Dumnezeu pentru a fi binecuvântat, nu încercând să intri în pielea altuia. Încercând să fii natural, unic, să spui, Doamne, Tu m-ai creat unic, Tu știi cum sunt, Tu știi cine sunt, binecuvântarea care este a mea nu mă poate fura nimeni. Amin? Și Iacov merge îmbrăcat, să zic așa, între ghilimele, în pielea lui Esau. În urma înșelăciunii îi fură binecuvântarea. Bineînțeles, orice înșelăciune, noi știm că are la bază ei minciuna. Nu este altceva decât o dezvoltare a minciunii. Înșelăciunea este un fel de dezvoltare, de a pune în practică minciuna. Și
în vremea aceea, ca și principiu și astăzi, cuvântul omului Dumnezeu era literă de lege. Vedem că de pe vremea lui Noe, ceea ce a rostit Noe în dreptul lui Ham, Sem și Iafet, așa s-a împlinit. Și azi are greutate în ceea ce rostești. Conform cu Proverbe 18:21, noi știm că viața și moartea stă în puterea limbii și este foarte important să ne alegem bine cuvintele, dar mai ales ceea ce rostește omul lui Dumnezeu, care poartă ungerea lui. Este foarte important să înțelegem că aceste lucruri de cele mai multe ori nu sunt reversibile. De aceea e foarte important să dăm greutate ceea ce rostește omul lui Dumnezeu, dar și ca oamenii lui Dumnezeu care poartă ungerea lui Dumnezeu să fim atenți ceea ce rostim. Pentru că aceste lucruri sunt aducătoare de rod și este foarte important să înțelegem că au o greutate îndoită față de cuvântul unui om obișnuit. De ce? Pentru că poartă, de fapt, ungerea, acel om al lui Dumnezeu care rostește, poartă acea ungere a lui Dumnezeu peste viața lui și ceea ce el rostește, acele cuvinte sunt obligate de ungere să se împlinească. De aceea e foarte important ce rostim. Ca oamenii al lui Dumnezeu. Foarte important. Foarte, foarte important. Credeți că n-ar fi vrut să mai spună altceva Isaac lui Esau? Pe scurt, Isaac și-a dat seama că a fost înșelat, știa că doar unul poate primi binecuvântarea moștenirii patriarhice. Mai departe, Esau realizează că a fost înșelat și în Geneza 27:36 spune: nu pe bună dreptate se numește el Iacov. M-a înșelat de două ori, mi-a luat dreptul de întâi născut și iată că acum mi-a luat și binecuvântarea. Apoi a zis: n-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine? Mai departe vedem că și-a pus în gând să-l omoare, a zis: nu-l omor acum cât încă este pe moarte tatăl meu, după ce va muri tatăl meu, Isaac, mă voi ocupa de fratele meu Iacov. Ceea ce determină pe mama lui Iacov și Esau să-l sfătuiască să fugă la fratele ei, la Laban. Deci prescurtez puțin să câștig timp istorisirea, să știți de fapt contextul. Să rămână câteva zile, îi spună măsa lui Iacov. Aceste zile s-au transformat în 15 ani pentru că sunt consecințe în urma înșelătoriei. Deci sunt consecințe în urma înșelătoriei. Trebuie să știți asta. Și îl sfătuiește să rămână câteva zile. Așa spune Biblia. Câteva zile să rămână la Laban. Aceste zile s-au transformat în cel puțin 15 ani. Și Iacov șmecherul, înșelătorul, a crezut că poate trișa și fenta pe oricine. Și putea avea orice. Avea într-adevăr un avantaj. Purta binecuvântarea rostită de tatăl său. Această binecuvântare nu se manifesta la toate nivelurile. Și ceea ce îmi place la Dumnezeu, și poate ați mai auzit și am mai vorbit despre asta, umorul lui Dumnezeu era că Iacov a dat de unul și mai șmecher, unchiul său care a devenit socrul său. Și cred că e foarte important să înțelegi că oricât de șmecher ești, este unul și mai șmecher ca tine. Adică să nu crezi că ești tu singurul așa care le știi pe toate, că mai sunt și alții care le știu și... Da, apropo, și cei care ne spun că COVID a fost în vacanță și virusul a fost în vacanță, mai sunt unii care știu mai multe. Așa. Deci, a dat de unul și mai șmecher ca el, Laban, care... Ce s-a întâmplat, de fapt, unde a costat înșelătoria lui Laban față de Iacov? Știți ce s-a întâmplat? Iacov se îndrăgostește de Rahela, fiica lui Laban, face o înțelegere cu Laban de a sluji 7 ani pentru ea. Ceea ce nu știa Iacov era că el era obișnuit tot să el să fenteze și să câștige întotdeauna, să pice în picioare. Dar Laban era mai șmecher ca el. Laban îmbată bine pe Iacov și pe toți nuntașii. Iacov nu deosebește bine cine e mireasa, se însoară cu Lea, soara mai mare a Rahelei. Dimineața își realizează, după ce s-a trezit din mamureală, opa, că nu e Rahela, e Lea. Nu știu care
după ce ați încercat voi să șmecheriți și ați fost voi păcăliți, ați realizat că de fapt este unul și mai șmecher ca voi și ați realizat că ați fost păcăliți, dar eu am trăit astfel de momente și am zis, Doamne, trebuie să întâmple ceva cu viața mea, că nu trebuie să meargă așa la nesfârșit. Când credeai că ai câștigat, așa te păcălește lumea. Când crezi că ai câștigat și ai pus mâna pe binecuvântare, ți-ai dat seama că nu-i chiar așa. Adevărul este că mulți din ziua de astăzi primesc altceva decât binecuvântarea așteptată, pentru că la banii de astăzi îi amețesc cu tot felul de lucruri interesante, din păcate pe mulți tineri, chiar în bisericile noastre, și plăcute, care în final te face să ratezi binecuvântarea adevărată. Există variante, spun psihologii, există variante, spun profesorii. Guvernanții vor să ne spună că sunt variante în a educa copiii. Sunt tot felul de variante și în final noi nu înțelegem că de fapt binecuvântarea adevărată nu este furată. De aceea e foarte important să stai integru și să stai pentru cuvântul lui Dumnezeu. Deci ce s-a întâmplat mai departe, să scurtez povestea, Genesa 30 și merg până la momentul în care într-un final am mai muncit încă 7 ani pentru Rahela. Și la un moment dat, binecuvântarea, pentru că era rostită peste el, chiar dacă probabil nu se manifesta pe deplin, și la nivel sufletesc, și la nivel de caracter, material se manifesta și era, în aparență se vedea că era binecuvântat. La un moment dat, Iacov devine bogat, avea 4 neveste, avea deja copii, deja era de luat în considerare, de aceea fiul lui Laban și chiar Laban se uita altfel la el și a dat seama Iacov că trebuie să plece, n-avea unde să plece decât spre Esau. Dar acum nu mai l-a ajutat șmecheria, trebuia să-l confrunte pe Esau. Și alege să pornească la drum, împreună cu toți ce era a lui, cu familia lui. În Genesa 32, la un moment dat, un lucru care trebuie să-l semnalăm și e foarte important, Genesa 32, versetul 1 și 2 spune: Iacov și-a continuat drumul și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis: acesta este tabăra lui Dumnezeu, și a pus acelui loc numele Mahanaim. Adică două tabere sau tabăra îngerilor lui Dumnezeu. Totuși, acești îngeri nu l-au transformat pe Iacov. A fost mișcat Iacov de această întâlnire specială. Wow! Îngerii lui Dumnezeu. Dacă am vedea un înger, poate noi ne-am gândit ce se întâmplă cu noi și poate am fi mișcați. Dar gândiți-vă că omul acesta a văzut o tabără de îngeri. Era un loc special, un loc deosebit. Și totuși n-a fost schimbat, n-a fost transformat. Ceea ce învață el de acolo, din această idee, zice: măi, hai să fac și eu 2 tabere. Am văzut 2 tabere aici. Hai să fac și eu 2 tabere de frica lui Esau, să mă gândesc măcar o parte dintre ei noștri să scape. Și pornește mai departe spre întâlnirea cu Esau. Și textul care l-am citit era acest moment special în care vedem și tupeul lui Iacov, dar vedem și ce caracterizează acest tupeu al lui Iacov în urma întâlnirii cu, cred eu, căpetenia oștirii Domnului, adică Duhul Sfânt, acest înger. Așa este încredințarea mea, poate că aveți alta, dar eu cred că este vorba de căpetenia oștirii Domnului. A acceptat închinarea și căpetenia oștirii Domnului, după cum am învățat și altă dată din Iosua, vorbim despre Duhul Sfânt. Și această întâlnire care a avut-o cu Duhul Sfânt, Iacov, a fost o întâlnire definitorie pentru el. Și vreau să mă opresc acum la câteva aspecte acestei întâlniri. Deci era singur la un moment dat, a mers cu familia lui pe partea unui râu și încerca să se reculeagă, se gândea, parcă îl văd pe Iacov cuprins de frică, vedea că este binecuvântat, dar pe de altă parte era stresat, nu se putea bucura de binecuvântare. Ce trist este să ai și să nu fii fericit. Ce trist este să vezi că ai binecuvântarea, să nu te bucuri de ea. Este groaznic, este nasol să vezi că ai totuși binecuvântarea, dar nu te poți bucura de ea.
Pentru că cel ce se poate bucura de binecuvântare este cel care pur și simplu este transformat în asemenea măsură încât el poate duce binecuvântarea și o poate purta și o poate manifesta și poate fi el o binecuvântare pentru cei din jur. Pentru că el a fost binecuvântat, dar când a fost în competiție cu Laban, nu l-a interesat de Laban și de socrul lui, a încercat doar el să fie în avantaj. A continuat să fie șmecher. Pentru că un om care este binecuvântat și care are un caracter binecuvântat, transformat de Dumnezeu, devine o binecuvântare pentru cei din jur. Și când se întâlnește cu Esau, sar puțin în față, după aia revin, el spune, vreau să-ți dăruiesc Esau, am ce să-ți dau, aleluia. Vreau să te binecuvintez, vreau să te binecuvintez. De aceea sunt oameni care sunt binecuvântați în anumite circunstanțe sau datorită părinților sau oamenilor lui Dumnezeu din viața lor, chiar din cauza că ești într-o biserică binecuvântată. Tu porți binecuvântarea și ești binecuvântat, dar încă nu ești transformat, încă nu ești schimbat. Și văd asta din viața ta, văd modul în care strângi, modul în care pui totul în jurul tău, să am, să vreau. Să fiu plătit, să am lucrurile astea și vorbești doar despre tine și nu te interesează de nimic din cei din jurul tău. Pentru că încă ai nevoie de transformare, ai nevoie de o schimbare. Și se întâlnește, revin la acea întâlnire, se întâlnește cu căpetenia oștirii Domnului, cu Duhul Sfânt. Acum, să nu credeți că Duhul Sfânt nu-l putea birui pe Iacov, să nu credeți asta. Am auzit tot felul de predici că, da, spune Biblia că nu l-a putut birui, că... Da, vă dați seama că nu e vorba de o astfel de competiție. Dar ce-a vrut să facă Duhul Sfânt cu el? Ce-a vrut să-l facă Dumnezeu cu el? A vrut să-l ducă la acel nivel în care Iacov trebuia să renunțe. La tot ceea ce însemna el și trecutul lui și identitatea lui. Și să înțeleagă că are nevoie de o nouă identitate. Are nevoie de altceva. Nu poate să mai continue. Să ducă binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu fie transformat. Și de multe ori avem astfel de întâlniri cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să te responsabilizeze. Trebuie să înțelegi, tu porți binecuvântarea lui Dumnezeu. Tu ești într-o biserică, ești într-un loc, într-o familie și tu ești răspunzător de binecuvântarea care o porți. De aceea nu poți să continui așa. Trebuie să se întâmple o schimbare în tine. Amin? Și această luptă cu Iacov, care avea nevoie ca binecuvântarea adevărată să se manifeste în viața lui, el n-avea pace, n-avea liniște, n-avea odihnă, era cuprins de frică. Frica era foarte mare, am scris aici, am înțeles că binecuvântarea lui Dumnezeu este mai mult decât ceea ce el deținea, este mai mult, este o stare de binecuvântare care nu poți atinge decât după o întâlnire reală cu Dumnezeu. Și aici vreau să scot în evidență subiectul predicii de astăzi, tupeul lui Iacov, care nu este caracterizat de mândrie și aroganță, ci de smerenie și recunoașterea nevoii de Dumnezeu și de ceea ce poate face El. Tupeiștii firești, care nu-s plăcuți lui Dumnezeu, sunt cei care îndrăznesc sau aplică un tupeu pentru că are de-a face cu egocentrismul lor. Și nu-i curios de nimeni și nimic, nici de Dumnezeu, e curios doar ca el să aibă dreptate. Și aplică tupeu, și aplică o îndrăzneală firească, dar Iacov face altceva. Iacov recunoaște că are nevoie de Dumnezeu. Recunoaște că binecuvântarea nu se manifestă cum trebuie să se manifeste în viața lui. Recunoaște că încă este fricos, recunoaște încă că nu știe ce să facă în întâlnirea cu Esau, recunoaște că are binecuvântarea, dar nu știe cum să o administreze, recunoaște că nu știe ce să facă. Și de aceea Iacov vine în această întâlnire cu Dumnezeu și recunoaște că are nevoie de el. Pentru că, dragii mei, tupeul care este acceptat de Dumnezeu este caracterizat nu de mândrie și aroganță, ci de smerenie și recunoaștere a nevoii de Dumnezeu. Îndrăznesc pentru că știu că nu mai pot să continui o zi fără Dumnezeu. Nu mai vreau o zi fără Dumnezeu. Nu mai vreau o zi fără să nu fiu schimbat. Nu mai vreau o zi să continue viața mea în felul acesta. Vreau altceva. Vreau altceva. Și Iacov a avut o astfel de atitudine. Nu mai vreau. Nu vreau să pleci, nu vreau, pentru că știu că tu deții binecuvântarea adevărată.
Am primit binecuvântarea lui Dumnezeu prin tatăl meu, dar văd în întâlnirea care o am cu tine, spune Iacov, văd că tu poți să faci ceva mai mult decât ceea ce am trăit până astăzi. Și Iacov spune, eu recunosc că tu poți să-mi dai această binecuvântare. Care sunt tupeiștii după voia lui Dumnezeu, tupeiștii credinței, sunt cei care sunt caracterizați de smerenie și nu de mândrie. Văd de multe ori tupeiști în biserică. Pastor Sami, mi se cuvine asta. Pastor Sami, vreau asta. Vin la păstor, vin la părinți, văd tot felul. Dragii mei, aceștia sunt tupeiști firești, care nu sunt plăcuți lui Dumnezeu. Tupeiștii care sunt plăcuți lui Dumnezeu sunt cei care sunt caracterizați de smerenie, care înțeleg că au nevoie de Dumnezeu pentru ca să se schimbe ceva în dreptul lor, nu în dreptul celuilalt. Iacov recunoștea că avea nevoie de o schimbare. Și de aceea era așa de determinat să se întâmple această schimbare, încât a spus, nu te voi lăsa să pleci până când nu se va întâmpla ceva cu mine. Parafrazez. Știu că vă gândiți acum, stai puțin, că eu am crezut că altfel stau lucrurile. Am crezut că am drepturi, că port binecuvântarea din partea tatălui meu. Sunt membru și eu în biserică, sunt membru și eu în casa tatălui meu. Cânt în închinare, slujesc. Și atunci aplicăm tupeu, care n-are de-a face cu tupeu duhovnicesc, să zic așa. Aplicăm un tupeu firesc, care are de-a face cu egocentrismul nostru. Vreau să spui cuiva, nu toți tupeiștii sunt ok. Nu toți tupeiștii sunt ok. Există tupeiști, să zic așa, duhovnicești, care sunt caracterizați de smerenie, care recunosc că au nevoie de Dumnezeu și au nevoie de schimbare. Și aplică tupeu în dreptul lor. Vreau să apuc binecuvântarea. Vreau să umblu în ungere. Văd că nu funcționează ceva. Te-ai gândit vreodată de ce ești într-o biserică a credinței? De ce toți cei din jur de multe ori sunt binecuvântați? De ce unii trăiesc slava și tu încă... Ce îți lupți cu o durere de cap, te lupți cu niște lucruri simple, elementare și nu funcționează lucrurile în viața ta? Pentru că ai nevoie de un peniel. Ai nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu. Și îl întreabă Dumnezeu pe Iacov care ți este numele, nu că nu știa numele lui, ci pentru că trebuia să recunoască Iacov. Știi? Eu sunt înșelătorul. Eu sunt cel care l-am înșelat. Pe mine mă cheamă Iacov, care înseamnă și înșelătorul. Trebuia să recunoască lucrul acesta. Când ai o astfel de întâlnire cu Dumnezeu, recunoști tot ceea ce și nu vrei să recunoști. Și ceea ce n-ai spus niciodată, nici la părinți, nici la soț, nici la soție, nici la pastor. Când ai astfel de întâlnire cu Dumnezeu, un astfel de encounter cu Dumnezeu, o astfel de întâlnire cu Dumnezeu, pur și simplu nu mai vrei să continui nicio zi așa cum ai fost. Și spui, Doamne, am avut probleme și cu mânia, și cu iuțimea, și cu bârfa, și cu comentariile, și cu învrăjbirea, și cu în toate aceste lucruri. Pentru că, dragii mei, trebuie să înțelegeți că trebuie să vă debarasați de aceste lucruri ca să puteți primi cu adevărat binecuvântarea. Binecuvântarea nu își poate face loc în viața ta, pentru că este altceva. Degeaba a fost rostită de pastorul tău, degeaba a fost rostită de părintele tău, binecuvântarea se poate manifesta și își poate face loc în viața ta când renunți tu la cele lucruri care nu mai trebuie să fie în viața ta. Și îi spune, eu sunt Iacov, înșelătorul, dar tot nu te las până nu mă binecuvintez. Nu? Lasă-mă să plec, spune Îngerul Domnului, că se-i vezi zorii, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și el l-a întrebat, cum te cheamă? El a răspuns, Iacov. Atunci bărbatul acela a zis, nu te vei mai numi Iacov, voi face ceva în viața ta. Pentru că ai recunoscut că ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de schimbare, ai nevoie, nu mai vrei să continui în felul acesta. Schimb numele în cel ce a luptat cu Dumnezeu, în prințul lui Dumnezeu, spune altă traducere. Nu te vei mai numi Iacov, te vei numi Israel. Și nu numai asta, i-a dat Dumnezeu harul ca după el să fie numit și națiunea poporului Dumnezeu. Nu înțelegeți ce favoare a primit acest trișor, acest om care într-un fel îl iubea pe Dumnezeu, recunoștea că are nevoie de Dumnezeu, de-aia a mers după binecuvântare la tatăl său, recunoștea că are nevoie de Dumnezeu, îl iubea pe Dumnezeu în felul lui, dar conlucra în viața lui caracterul lui firesc
cuprins și caracterizat de înșelăciune și minciună și totodată era un dualist, o manifestare a dualismului extraordinară, să zic așa. Îi pur și simplu vedeai că poate să, într-un fel, că mulți se spun întrebarea, cum l-a binecuvântat Dumnezeu pe Iacov? Cum a putut Dumnezeu să binecuvânteze pe Iacov? Pentru că era un trișor, era un înșelător, dar cu alte cuvinte vedem că era interesat de Dumnezeu. Era cel care își dorea și îl iubea pe Dumnezeu în felul lui, dar era limitat de propriul lui caracter, era limitat de fricile lui, de minciunile lui, de înșelăturile lui. Adică exista lucruri în viața lui care limita să se manifeste iubirea lui Dumnezeu. Adică, într-un fel, era această luptă în el, eu cred. Încerca să-L iubească Dumnezeu, încerca să și îl recunoștea pe Dumnezeu, pentru că de aceea a pus numele acelui loc când a văzut acea scară îngerii Domnului. Era cel care întâlnea îngerii. Iacov, așa îl văd în Biblie, era cel care s-a întâlnit cel mai des cu îngerii. Asta înseamnă că era interesat de supranatural, era sensibil la supranatural. El vedea ceea ce nu văd oamenii obișnuiți, avea o inimă sensibilă spre Dumnezeu. Îl iubea pe Dumnezeu în felul lui, dar totodată împreună cu el mai era și Iacovul, care era firescul, era înșelătorul. Și de multe ori ne întrebăm sau trăiești astfel de momente, te gândești, sunt lucruri care trebuie să iasă din viața ta, sunt chestii care nu trebuie să fie acolo. Și spune Apostolul Pavel la un moment dat, când era încă la începutul călătoriei lui cu Domnul, rău stă lipit de mine, ceea ce vreau să fac, nu fac. Și ceea ce nu vreau să fac, fac. Și este această stare de imaturitate, această stare în care pur și simplu vrei să nu faci lucrul ăla și îl faci. Și dar totuși în tine există o scânteie după Dumnezeu. În tine este o dorință după Dumnezeu. Dumnezeu a ținut cont de această scânteie. Dumnezeu a ținut cont și a zis, da, Iacov poate să ducă binecuvântarea, de aceea mă voi întâlni cu el. Mă voi întâlni cu el și nu-l voi lăsa pradă fricii, nu-l voi lăsa să fie nimicit de Esau. Mă voi întâlni cu el pentru că văd în el o scânteie după mine, văd în el o inimă care își dorește mai mult, dar nu poate, este limitat de propriile lui atitudini firești. Și este această luptă care o văd astăzi în tinerii din ziua de astăzi, din bisericile noastre. Văd de multe ori în viața oamenilor și mulți mă judecă de ce câteodată am atâta îngăduință cu unii oameni. De ce câteodată iert așa de mult? Sau de ce câteodată le dau har unor oameni? Pentru că văd în ei acea scânteie. Și pentru că văd în tine acea scânteie, cred că mai este har. Și pentru că încerci să-L iubești pe Dumnezeu și nu poți și te înțeleg. Vreau să-ți programez o întâlnire cu Dumnezeu în această dimineață. Vreau să se întâmple ceva în viața ta. Vreau să se întâmple în viața ta ceva în asemenea mod încât tot ceea ce Domnul a rostit în dreptul tău, tot ceea ce trebuie să porți, să porți și să trăiești și să devii o binecuvântare. Eu cred că Biblia are dreptate. El nu stinge încă mucul care fumegă. Care este de acord cu acest cuvânt? Credeți lucrul acesta? Aleluia! Mai este har? Aleluia! Urmarea acestei binecuvântări, să scurtez mesajul, Iacov și-a ridicat ochii, s-a uitat, vine Esau cu 400 de bărbați, el era numai cu ciobani, cu femei, cu copii, și-a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe, le-a pus pe cele două roabe împreună cu copiii lor în față, apoi pe Lea împreună cu copiii ei, ea la urmă pe Rahela cu Iosif. Avea o simpatie mai specială pentru Rahela, a zis că o protejează până la urmă. El însuși a trecut înaintea lor și s-a plecat până la pământ de 7 ori în timp ce se apropia de fratele său. Dar Esau, pentru că asta face Dumnezeu, când aplici un tupeu în smerenie și în credință și că recunoști că ai nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu te transformă, El transformă inclusiv și adversitățile tale. Schimbă. De aceea eu nu cred ce spun unii despre Biserica Domnului că va fi închisă, nu va avea nicio șansă. Nu cred. Va fi o schimbare de situație în dreptul bisericii. Veți vedea că gloria de pe urmă este mai mare. Veți vedea că ce-a trăit faptele apostolilor vom trăi și noi. Aleluia. N-are cum biserica să fie luată în supraviețuire. Va fi luată în slavă, în glorie. Și de aceea cred că va fi o schimbare de situație, cred că va fi, în ciuda tuturor amenințărilor, în ciuda tuturor valurilor care le anunță ăștia, v-am spus de aseară încă și de ieri, eu anunț un val al trezirii în numele Iisus Hristos, care este pornit de Duhul Sfânt, care curge din noi și spune nimeni nu va putea să oprească acest râu, care va curge cu asemenea intensitate, asemenea autoritate, asemenea putere, încă nimeni nu va putea sta împotriva lui. Și eu vreau să mă bucur de acest val, aleluia. Al trezirii.
Unii anunță valurile lor, noi avem valul nostru. Aleluia, noi avem valul trezirii, amin? Așa că dacă cineva spune, măi, voi în România, voi ce val trăiți? Eu am valul trezirii, aleluia. Ia să zic că fiecare ce val au și ce, pe cine, ce vor să caracterizeze, eu mă identific cu un singur val, valul trezirii. Pentru că Duhul Sfânt este în mine, Duhul Sfânt este în tine, amin? Ce s-a întâmplat cu Esau care a vrut să-l omoare? Deci Esau a alergat să-l întâmpine și l-a îmbrățișat. L-a cuprins de gât și a dat sărutare. Dumnezeu va face ca adversitățile tale să fie în favoarea ta. Dumnezeu va face ca adversitățile tale să se schimbe încât vrășmașii, Biblia spune că vor fi puși la picioarele tale. Care crede lucrul acesta? Nu știu, deci aici ați obosit sau nu mă uitați, ori sunteți foarte atenți, ori foarte obosiți, ori recepționați greu, dar vreau să știu că sunteți aici. Ok? Bun. Și vreau să înțelegeți lucrul acesta. Eu nu mai pot să am nicio frică și o panică cu privire la ce vin ăștia spre noi. O, vin 400, o, vine valul 4, vine nu știu ce, vin restricțiile, vine nu știu ce, o, vine nu știu ce, 666, nu știu ce. Dragii mei, ce sunteți curioși la ce anunță ei? Când noi trebuie să anunțăm ce trebuie să anunțăm. Amin. Noi trebuie să facem anunțurile! Și am mai spus de atâtea ori, când biserica tace, diavolul vorbește. Și invers, când biserica vorbește, diavolul tace. Răspunsul lui Dumnezeu pentru pandemie suntem noi, Biserica lui Hristos. N-a așteptat să vină Arhanghelul Gavril sau nu știu cine, sau nu știu ce soluție medicală. Răspunsul deja Dumnezeu l-a dat. Și ești tu, sunt eu, noi suntem răspunsul lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos. L-au cuprins de gât, l-a dat sărutare, au plâns împreună și s-au întors acasă. Iacov a ajuns în siguranță. Ceea ce vedem astăzi, vreau să spun ceva, este binecuvântarea lui Dumnezeu urmată de siguranță, de odihnă. Și spune cuvântul Domnului, Iacov a ajuns în siguranță. În cetatea Shechem, Shechem care se afla în țara Canaan și a așezat tabăra înaintea cetății. Care credeți împreună cu mine că totul va fi bine pentru copiii lui Dumnezeu? Suntem în siguranță. Nu credeți Hristos în voi, nădejdea slavei? Mâine Hristos mă așteaptă, poi mine la fel. Adică care e faza cu ce o să se întâmple? Care e faza cu frica în copiii lui Dumnezeu? Mila cea și trebuie să grăbesc puțin lucrurile. Un alt exemplu este foarte rapid, mai departe trec la Ilie. Și vreau să citesc selectiv, pentru că Ilie avea un tupeu și o îndrăzneală care era caracterizată de credință, dar se baza și el pe măreția lui Dumnezeu. Și vreau să citim în 1 Împărați 18, citim selectiv, citiți acasă întreg capitolul, este foarte frumos, dar vedem că după un timp de secetă care era tot anunțată de Ilie, datorită nelegiuirii poporului și datorită lui Ahab și Izabela, vine cuvântul Domnului, i-a vorbit lui Ilie și spune și după 3 ani de secetă spune, du-te înfățișează-te înaintea lui Ahab, adică cel pe care l-ai amenințat, voi da ploaie pe fața pământului. Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Și spune cuvântul Domnului, în Samaria era foamete mare. Și l-a chemat Ahab pe cel care era mai mare acolo peste palat, Obadia, care în schimb era omul care se temea de Domnul. Aici e întreagă predică, nu vorbesc despre asta. Iar când Izabela i-a omorât pe profeții Domnului, spune de ce Obadia era special, a luat 100 de profeți, a ascuns câte 50 în câte o peșteră și le-a asigurat pâine și apă. Adică n-a ascultat de îndemnurile împărăției, de atunci, că și-a dat seama că nu urma sfatul lui Dumnezeu, ce-a făcut de capul lui. Și a știut că Dumnezeu este Dumnezeul lui. El era capul lui, de fapt, Dumnezeu era peste el. Acum gândiți-vă la similitudinea de astăzi. Când mulți mă întreabă, dar frate Sami, nu scrie Biblia să onorăm autoritățile, să ascultăm, să... V-am spus, și spun asta și în Parlament, am spus și în fața politicienilor, am spus cât timp ceea ce îmi cer autoritățile nu vor cere ceva care este contrar voi și cuvântului Dumnezeu, îi voi asculta și voi onora legile. Dar întâi de toate sunt cetățean al cerului. Și înainte de toate ascult de Dumnezeu, iar după aceea ascult
Adică Obadia ce-a făcut? N-a împlinit, nu? Versetul care știm noi în Noul Testament. Dar Obadia a făcut ceva extraordinar. Și-a dat seama că regele lui și regina lui a luat o razna. Cât vă dați seama că mulți în ziua de astăzi au luat o razna? Prin ceea ce spun și în Parlamentul European și peste tot, eu vă spun 100% că am cochetat și cu politica, spun mulți au luat o razna. 100%. Uitați-vă ce lege o vreau să ne impună. Și nevoie de cât mai mulți Obadia care să facă o alegere. Care să spună ca și Petru odinioară, vi se cuvine ce credeți voi, să ascultăm de voi sau de Dumnezeu? Și vă spun astăzi, ascultăm de Dumnezeu. Cine vrea împreună cu mine să facă această declarație? Voi asculta de Dumnezeu mai mult decât oricine. Voi asculta de Dumnezeu. Voi fi un Obadia în vreme ca și aceasta. Într-o vreme ca și aceasta voi fi Obadia pentru zilele mele. Voi fi acest Obadia care voi sta pentru adevăr și pentru Dumnezeu. Și Obadia a luat 100 de profeți, de proroci al lui Dumnezeu, i-a ascuns, le-a asigurat protecție, mâncare. Bun, împăratul nu știa, a făcut lucrul acesta, Ahab, i-a zis lui Obadia, du-te prin țară, pe la toate izvoarele de apă și la toate uedurile, vom găsi poate iarba, hai să vedem cum să mai supraviețuim. Cu alte cuvinte, căuta soluții omenești, nu știa că Dumnezeu îi dă soluția lui și în timp ce Obadia era pe drumul lui, interesant că prima dată Dumnezeu îl trimite pe Ilie la Obadia, nu la Ahab. Da. Pentru că întâi primim noi soluțiile și după aceea mergem și spunem nelegiuiților. Întâi primim noi soluție, biserica. Elisei la fel, întâi a primit el. Trebuie să înțelegi lucrul ăsta că ai prioritate. Crede cineva vreunul cu mine că aveți prioritate când Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu cineva pe pământ? Aleluia! Eu mă simt favorizat. Credeți în dimineața aceasta că Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu biserica lui pentru a oferi soluțiile pentru pandemia de astăzi? Și îi dă favoare lui Obadia și îl trimite, Dumnezeu vine prin Ilie, că asta s-a întâmplat, Dumnezeu vine prin Ilie și îl întâlnește pe Obadia și îi spune Obadia, să dați seama că era într-o dificultate, pentru că ce a cerut Ilie era prea mult, adică să fie mesagerul să-l trimită la Ahab, la șeful lui, și să-i spună, vezi că Ilie te caută. Cel care a adus restricțiile, să zic, datorită păcatului poporului Israel. Și liniștește Ilie și spune, Viu este Domnul oștirilor, înaintea căreia stau, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Cu alte cuvinte, Obadia, du-te numai că nu fug. Pentru că Obadia a zis, măi, eu te știu cine ești. Când mă gândesc la Dumnezeu, mă gândesc la tine, Ilie. Așa trebuie să fie Ilie de astăzi. Nu oameni care imediat întind mâna și fac compromisul cu Ahab. Sper că mă aude ceva pe internet, sper. Nu oameni care imediat întinde mâna și facem tot felul de protocoale, protocol, protocol. Ce protocol să facă Ahab? Îi spun eu ce să facă la Ahab. Da. Amin? Da. Te spuneți amin sau e greu? Aleluia! Pentru că tu deja ai un protocol cu Dumnezeu, tu ai deja un angajament, tu ai pe cine să slujești, tu ai deja un mesaj, tu ești mesagerul lui. Da. Și nu este mesaj mai bun decât mesajul din partea lui Dumnezeu. Și nu este soluție mai bună decât soluția care dă Dumnezeu. Și vine Ilie și spune, ei, nu te îngrijora, dacă te ia Domnul. Adică știa că Ilie nu funcționează natural. Era cel care, adică așa trebuie să știe autoritățile din ziua de astăzi, că noi nu funcționăm în natural. Noi nu funcționăm după legile acestea, noi umblăm în supranatural, adică dacă se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Adică trebuie să înțeleagă că ei nu pot să stârnească furia lui Dumnezeu atecându-se de biserica lui Hristos. Trebuie să înțeleagă că e adevărată vorba asta. Trebuie să înțeleagă că tu ești slujitorul lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că tu reprezinți pe Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că tu porți ungerea lui, tu ești mesagerul lui și dacă se atinge de tine, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu și trebuie să știe că e valabil, nu e o poveste acest verset. Și știa Obadia lucrul acesta și liniștește Ilie, nu te stresa că o să mă duc să mă țicez înaintea lui Ahab. Se întâlnește Ahab cu Ilie, se scurtez și spune Ahab, tu ești ăla care norocește pe Israel, pentru că toată lumea dă vină pe pocăiți și pe adunări, și pe mulțimi, și pe întâlniri, și pe... În primul rând, când e ceva, cine-i de vină?
ăștia care sunt fanatici, care sunt credincioși, care n-au grijă, care sunt tot felul. Totdeauna se găsește de pe vremea lui Nero până în ziua de astăzi tot pocăiții de vină, tot creștini. Ați observat că diavolul condamnatorul care nu că vine tot spre pocăiți, tot spre copilul Dumnezeu, ați observat asta în istorie? Da. Vedeți și astăzi? Da. Bun, asta trebuie să vă intimideze, nu? Pentru că nu l-a intimidat nici pe Elie. Și îi spune, aha, la Elie, tu ești cel care norocește pe Israel. Și Elie a răspuns. Spuneți-mi cu mine, Elie a răspuns. Da. Pentru că biserica trebuie să vorbească. Amin. Elie de astăzi trebuie să răspundă. Noi trebuie să răspundem. Noi nu trebuie să fim intimidați de mesajul lor. Avem un mesaj mai înalt. Avem un mesaj mai înalt. Și noi răspundem. Și spune așa Elie, nu eu l-am nenorocit pe Israel, ci tu și familia tatălui tău prin faptul că ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Tu, pentru că ai acceptat sodomia, tu pentru că ai acceptat educația sexuală în școală, să-ți bagi joc de copiii noștri, tu pentru că ai acceptat asta, tu pentru că ai acceptat asta. Unde sunt acești oameni al lui Dumnezeu? Îmi place să cred că aici. Aleluia, se ridică. Aleluia, o armată de Elie, o armată de oameni îndrăznesc, care aplică un tupeu extraordinar. Aici vedem acest tupeu care, bazat pe cine este el cu Dumnezeu, cine vine înaintea lui Ahab și îi spune, auzi, nu eu, ce tu. Eu am un rege mai mare decât ceea ce ești tu. Eu reprezint o autoritate mai mare și de aceea am îndrăzneală să spun, nu noi, ce voi. Și îi dă instrucțiunea lui Ahab, că ajunge Dumnezeu, îți dau această autoritate, când îndrăznești deja și apici un tupeu în credință și mergi în autoritate, Dumnezeu îți dă o favoare și reduce la tăcere pe inamic. Pur și simplu nu mai îngheța, nu mai, ce să mai zic Ahab? Putea să, dacă nu avea această autoritate plină de putere și de favoare Elie și dacă nu acționa într-un tupeu al credinței, putea Ahab să spună, tăiați-i capul la Elie? Dar n-a putut. Pentru că în momentul când faci un pas al credinței, îngheți puterea întunericului. Când aplici un tupeu al îndrăznirii, al credinței, bazat nu pe propria ta forță, ce spuneam și la Iacov, ce pe Dumnezeu, că de-aia mulți oameni sunt nimiciți și sunt arestați și mulți pentru că se bazează pe ei, nu pe Dumnezeu. Dar când a îndrăznit în numele lui Dumnezeu, l-a instruit bine. Sunt mulți astăzi care, de capul lor, fără să primească nicio instrucțiune, care se bazează pe organizația lor, pe partidele astea, pe nu știu cine, și fac tot felul de gesturi necugetate. Oh, eu nu fac asta, eu nu închid biserica. Mă uit la ei și văd după consecințele. Oh, că așa e, suferă pentru Domnul. Nu, suferă pentru că sunt firești, că n-ascultă de Dumnezeu. Când Dumnezeu spune ceva, niciodată planul lui nu este eșec. Amin. Când Dumnezeu spune ceva, El vine și împuternicește cuvântul lui ca să se împlinească. El când spune ceva, face în așa fel încât Ahab era înghețat de frică înaintea lui Elie. Și ce face Ahab? Primește instrucțiuni de la Elie. Se inversează rolurile, chiar dacă purta haina regală Ahab, rege, acolo era Elie. Aleluia. Înțelegeți? N-are importanță că se numește prim-ministru, primar, președinte Consiliului Județean, că se numește... Înțelegeți ce vă spun? Nu e asta, amin? Deci, n-are importanță ce haină purta Ahab. Important ce autoritate avea Elie. Și Elie deja acționa ca împărat, ca rege. Și îi spune lui Ahab, auzi, și ce trebuie să faci? Ahab, strânge acum tot Israelul la mine, auzi? Pe muntele Carmel, pe cei 450 de profeți al lui Baal și pe cei 400 de profeți al Așaherei, care mănâncă la masa Izabelei. Adu-i încoace. Și Ahab, yes sir, să trăiți. Ahab a trimis după toți fiii lui Israel, i-a strâns pe profeți la muntele Carmel. Și atunci le trage o predică din aia așa revoluționară, plină de tupeu Elie, să scurtez povestea. Îi provoacă pe prorocii lui Baal, să și bage joc de ei, versetul 27, să facă ceva ca să aibă rezultate. La amiază Elie și-a bătut joc de ei, zicând, strigați mai tare, doar este Dumnezeu, poate că meditează sau este ocupat să se află în călătorie, poate că doarme și se va trezi. Mulți mă judecă că pe internet sunt vehement vis-a-vis de anumite chestii, ce se întâmplă astăzi, sau că ironizez ce face lucrarea întunericului.
Îi dau în particular versetul acesta, să vezi că Ișilia a făcut la fel. Frate, Sabi, dar n-ai dragoste. Dar de ce vorbești așa de... De ce vorbesc așa? Pentru că în dragoste nu este frică. Tu ești cuprins de frică, tu ești stresat. În dragoste nu este frică. Nu te-ai gândit la aspectul ăsta, nu? Dar vreau să zic că le spun aceste lucruri pentru că am motiv. Mă cred în Dumnezeu. N-avem pentru lucrările întunericului dragoste, corect. N-avem. Pentru lucrările întunericului avem doar confruntare. Și spunem, nu au ce căuta în viața mea și a familiei mele. Amin? Și-au bătut joc de ei, strigați mai tare, doar este Dumnezeu. Poate că meditează sau este ocupat. Dar frate, s-ar trebui să fiu un exemplu când mai aud pe ăștia. Și cel mai interesant, că de multe ori și oamenii care se simt lezați de ce spun eu, oameni care nu sunt neapărat în biserică, cei care sunt în afara bisericii, care sunt în poziție de autoritate, spun, dar domnul Caba, tu ești pastor, trebuie să arăți altfel. Și eu arăt ce-mi spune Biblia. Dar cum? Biblia te învață asta? Da. Unde scrie? Și atunci arăt și am motiv să predic. Aleluia. Și unde scrie asta? Că Biblia spune să, știi, că să pleci capul, să... Nu știu ce Biblie citiți voi. Vă dau Biblia mea să vedeți că e bună, 100%. În Biblia asta, asta scrie. Și așa discut și cu ce știu ce persoane cu funcții înalte, cu tot felul de... Și văd Duhul înalt. Chiar dacă ai funcția înaltă, tu ai Duhul înalt. Și asta e important să știi. Amin? Duhul înalt e mai mare ca funcția. Amin? Și e foarte important asta. Și ce s-a întâmplat mai departe? Au strigat și ei, mai tare, după obiceiul, au făcut tot felul de chestii. Atunci, Elie, hai să vă arăt cum se treaba cu Dumnezeu. Dar avem nevoie de astfel de oameni, ca și Elie, care să demonstreze ce vorbesc. Amin. Asta nu mai spuneți toți amin, dar e important spuneți amin. Deci să demonstreze ceea ce vorbesc. Tot poporul s-a apropiat de el, a refăcut altarul Domnului și care a fost dărâmat. Asta trebuie să facem, numai, asta e altă predică, cu restaurarea altarului, cu cele 12 pietre care reprezintă cele 12 seminții. În fine, și aici vedem acest exemplu care îl dă Domnului Ilie, Iacov, cel căreia Domnului vorbise zicând, numele tău va fi Israel. Cu aceste pietre a zidit un altar în numele Domnului. Încă de atunci, victoria ce a avut-o Iacov s-a răsfirat și la acest moment al trezirii. Moment extraordinar, pentru că tu nu-ți dai seama de multe ori acea întâlnire care o ai tu, cum a avut Iacov cu Dumnezeu, poate să aibă repercursiuni pozitive și peste generații și peste și în altă parte. Ceea ce faci tu cu Dumnezeu astăzi poate să afecteze pozitiv lucruri care nu te-ai gândit, oameni care nu ne-ai auzit. Și n-a știut că acea întâlnire specială și ce a făcut Iacov pentru Dumnezeu când a ridicat acel altar, n-a știut că la un moment dat va fi un subiect al trezirii în vremea lui Ahab și Elie. Vă dați seama ce putere are fiecare jertfa ta, fiecare moment în care te închini Domnului, fiecare moment în care agitești un altar. Și sunt niște lucruri care zice, dar nu s-a întâmplat, că m-am închinat, am decretat, m-am rugat și atât anunță valul nu știu care. Tu nu înțelegi că este dincolo de ceea ce vezi tu cu ochii de carne, este slujirea care o faci tu în Duhul și altarul care îl zidești și închinarea ta are niște consecințe, niște repercursiuni care străbat de multe ori ani, străbat de multe ori zone culturale, străbat de multe ori generații și sunt lucruri extraordinare. De aceea e foarte important să zidești un altar. Amin? Închei paranteza. Ok. Siri vorbește, nu vorbi cu mine. Acum. Cu toate acestea, pietre a zidit un altar Domnului, apoi a făcut un șanț în jurul altarului, care încăpeau două măsuri, așa. După aia a spus să umple cu apă altarul și s-a întâmplat. Și atunci Ilie îi spune, Doamne Dumnezeule Avram, Isaac și Israel, începe predica, fă să se cunoască, atenție la aceste cuvinte importante, cum trebuie tu să te rogi ca să determini prin tupeu, prin credință, adică într-un fel, nu că îi spui lui Dumnezeu ce să facă, dar aplici un tupeu bazat pe cine este Dumnezeu. Te încrezi și știi cine este Dumnezeul tău și știi că nu te va lăsa de rușine și spune Ilie așa, Doamne Dumnezeule Avram, Isaac și Israel, fă să se cunoască astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, și nu Ahab, și nu Izabela, și nu Bal. Că eu sunt robul tău
și că am făcut toate aceste lucruri după porunca ta. Ce v-am spus mai devreme? Nu s-a luat de capul lui. După porunca Domnului, inclusiv confruntarea lui cu Ahab a fost după porunca Domnului. Nu din fire. După porunca Domnului. Am făcut, zice, toate, subliniați, toate aceste lucruri. Toate. Adică tot, și confruntarea care a dat-o cu Ahab, tot, inclusiv și bajocura la adresa profeților lui Baal. A fost tot după porunca Domnului, că Dumnezeu râde de cei care se ridică împotriva lui, spunem Psalmii. Adică să nu crezi că dacă Dumnezeu râde, eu nu o să râd și eu. Eu o să râd, asta este. Eu râd și eu și nu numai că îmi bat joc de puterea întunericului, o ridicolizez și îmi dau seama că n-am nicio șansă în fața lui Dumnezeu. Și spune, răspundem, Doamne, răspundem ca să cunoască acest popor, că nu îl iei, îi șmecherul. Ce tu pe avea? Caracterizat de smerenie. Și de faptul că se încredea în Dumnezeu și știa cine e Dumnezeul lui. Deci răspundem, Doamne, ca să cunoască acest popor că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și că Tu le întorci inimile spre Tine. Printr-un astfel de mod a întors inimile Dumnezeu spre... În astfel de circunstanțe, în astfel de situație, de multe ori ne zicem, nu, că Dumnezeu cu dragostea lui și cu, într-adevăr, trebuie să facem cumva să lucreze la inima președintului, prim-ministrului, președintele nu știu care, comisia nu știu care. Și au spus, nu trebuie să fie o experiență ca și vremea lui Ilie. Trebuie să începem să zidim altare care n-au fost zidite de mult, să ne rugăm, să postim cum nu ne-a rugat de multă vreme, să ne ridicăm în picioare numele Domnului, cum s-au ridicat odată cei care au fost asupriți de comunism, care n-au încetat să se roage, care n-au încetat să creadă, care n-au încetat să aducă rod, care n-au încetat să facă lucrări extraordinare, care au crezut că comunismul nu este ultimul cuvânt în viața lor, care au crezut că cu Dumnezeu vor face mari sprăvi, cum credeți voi în această dimineață. Și să se ridice o astfel de generație care sunt caracterizați de tupeu al credinței, aleluia, încrezându-se în Dumnezeu și să facă ce a făcut Ilie, pentru că așa inimile vor fi întoarse spre Dumnezeu. Asta a fost urmarea. Inimile lor s-au întors către Dumnezeu. Mai departe, Ilie ce a făcut? A zis, zice, ca să nu mai revendice ăștia, să nu mai revină la putere, ia prindeți-i pe toți profeții lui Baal, omorâți-i, că nu mai au niciun drept. Nu mai au niciun drept. Și ce a făcut Ilie? A instaurat din nou închinarea la adresa lui Dumnezeu. Tot poporul a zis, mă, nimeni nu este ca Dumnezeul lui Ilie. Asta trebuie să facem noi. Ce spunea și pastorul Relu. Victoria înseamnă așezarea autorității. Așezarea, asta trebuie să fie. Adică mulți se tem, mă, frate Zami, dar nu mai spune că e bine să faci politică. Ba da, politica lui Dumnezeu. Adică eu trebuie să mă rog și să fac ce a făcut Ilie în așa fel încât să schimb pe ăla care refuză să urmeze pe Dumnezeu cu unul care slujește pe Dumnezeu. Că o fi primar, că o fi președinte Consiliului Județean, că o fi președintele României, eu vreau astfel de schimbări. Și asta a făcut Ilie. A făcut schimbări politice. Ce s-a întâmplat după aceea? Scurtez, pentru că este foarte târziu. Oricum n-am predicat ca și Relu ieri, așa că mai... așa că mai am încă puțin timp. Dar vreau să vă spun ceva. Întotdeauna această lucrare importantă trebuie să fie urmată de rod și de revărsare. Adică mulți fac tot felul de chestii interesante și schimbări și se încoardă la autorități, dar nu se vede nicio putere a lui Dumnezeu acolo. Puterea lui Dumnezeu aduce într-una binecuvântare. Binecuvântarea Domnului nu este urmată de niciun blestem. Aceste schimbări radicale care au apărut dureroase pentru Izabela și acoliții ei au fost o binecuvântare pentru întreg poporul, pentru că a venit ploaia. Și poporul a scăpat de foamete, poporul a scăpat de limitări, poporul a scăpat de constrângeri, poporul a scăpat de toate aceste limitări, sărăcii și tot felul, pentru că asta se întâmplă, dragii mei, când așezi ordinea lui Dumnezeu, când așezi autoritatea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu aduce după ea bogăție, slavă, aduce binecuvântare și vezi în mod supranatural că vine ploaia, chiar dacă nu văd, Ilie știa că norul va fi tot mai mare, că va veni și îl trimite pe slujitorul lui și îi spune du-te până când vezi norul. El repede se grăbește, merg repede cum fac unii astăzi. Nu văd binecuvântarea Elie, vezi că te înșeli. Așa fac mulți astăzi. Frate Sami, nu știu dacă e valabil ce spui. Și ce spunem noi aici la campioni. Așa fac mulți astăzi.
Nu știu dacă funcționează principiile credinței. Uite ce probleme avem la biserică, uite ce situație. Eu te trimit până când încep să vezi. Că eu știu că noriu e acolo. Eu știu că noriu e aici. Eu știu că slava Domnului răsare peste tine și a răsărit. Eu știu că purtăm binecuvântare. Eu știu ce avem și știu cine suntem și știu cine este noi. Eu știu lucrul acesta. Vreau să știi și tu. Și îl trimite de atâtea ori până când vede norul tot mai mare, tot mai mare. Și atunci spune, nu, du-te și anunță-l și pe Ahab. Nu mă duc eu să-l anunț, du-te, anunță-l tu, pentru că tu n-ai crezut din prima. Și îl anunță și ce vine? Vine revărsarea. Pentru că asta vom trăi, dragii mei. Asta vom trăi. Niciun amin. Măi, înseamnă că voi nu... Eu trăiesc. Amin. Eu o să trăiesc, amin. Asta vom trăi. Binecuvântarea, revărsarea. Măi, eu nu vreau să trăiesc singur. Vreți și voi să trăiți? Amin. Amin. Haleluia. Haleluia. Și ultimul exemplu, care este mai scurt, care l-am folosit de multe ori în predici și alții ați auzit acest exemplu din femeia cananeancă. Matei 15, 21 la 28, citesc foarte rapid. Oricum plouă afară, n-aveți ce să faci afară, așa că nu vă gândiți. Dacă vi-e foame, nu mai plouă. Da? Ok, da. Nu m-am gândit la asta. Voi vreți să nu mai plouă? Ah. Trebuia să spuneți așa. Bun, deci Matei 15, de la 21. Păi noi avem activități înăuntru, am anunțat astăzi. Dumnezeu ne-a auzit ieri că avem activități înăuntru cu ping-pong, cu... Dar dacă vreți să nu plouă afară, păi spuneți, am învățat. A, vezi, sunt importante detaliile astea, că unii nu au auzit astea și atunci... Da, bun, dacă vreți, ok. Bun, Matei 15, 21 la 28 spune așa, Iisus s-a retras de acolo și s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului, adică a depășit granițele poporului Israel și iată că o femeie cananită venind din hotarele acelea striga zicând, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fiica mea cea este posedată cumplit de un demon. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Ucenicii s-au apropiat și l-au rugat zicând, ajută-o și lasă-o să plece că strigă după noi. El însă răspunzând a zis, nu am fost trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mă. Iisus răspunzând a zis, nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Însă ea a zis, da, Doamne, dar și căței mănâncă din frămiturile care cade la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus răspunzând i-a zis, o femeie, mare este credința ta, să ți se facă după cum dorești. Și fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela. Acum, trebuie să înțelegeți că Iisus a auzit-o din prima. Chiar dacă ucenicii nu au crezut că Iisus a auzit-o, erau ei deranjați deja. Tot. În Biblie spune că o strigat odată, dar sigur o strigat de mai multe ori. De-aia ucenicii au spus, dar fă ceva, că știu că tu poți să faci. Dar ei nu știau întreg planul lui Dumnezeu. Iisus nu i-a răspuns nu pentru că n-a auzit-o sau pentru că nu era plin de dragoste. Iisus nu a răspuns pentru că știa continuarea. Nu auziți? Iisus nu a răspuns pentru că știa continuarea. Știa că această femeie, chiar dacă va aplica tupeu, va fi o lecție de tupeu în credință pentru cei de acum, dar și pentru noi de acum. Nu vreau să concurez cu mingea de ping-pong, o să fac ping-pong cu voi. Cineva să ia mingile de ping-pong de acolo ca să auzim mai mult cuvântul Domnului, nu ping-pongul. Mulțumesc. Știu că avem campionat de ping-pong după aceea și se antrenează, dar nu vă antrenați când se predică. Prima oară vă antrenați în cuvânt, după aceea în competiție. Amin? Și la asta puteți spune amin că e ok. Bun, deci Iisus, am auzit multe predici, că Iisus, cum de nu a ascultat-o, că nu a vrut, că nu a fost sensibil, că a arătat cât de dur este El. Da, de unde? Iisus a fost plin de compasiune întotdeauna. Adică Iisus nu este astăzi dur și mâine plin de compasiune. Iisus a fost plin de compasiune și de dragoste întotdeauna. Întotdeauna. El a auzit-o de prima dată. Dar știa continuarea. Știa continuarea. El, care știți că El este Alfa și Omega? Care știți că El poate păși în timp? Mâine, poimine și chiar să deruleze înainte câteva minute, știind ce se va întâmpla, ce va zice, El știa. El știa de acel dialog. Deja era încheiat pentru El. El știa deja ce va urma. El știa lecția care o va învăța. El știa și de aceea, dragii mei, El a fost plin de compasiune față de ea întotdeauna. Chiar dacă de multe ori credem că Dumnezeu ne ascultă și credem că este dur Dumnezeu, că nu ne bagă în seamă, dar vreau să spun ceva, Dumnezeu este bun întotdeauna. Aleluia, slăviți să fie numele Lui.
bunătatea Lui este întotdeauna un adevăr al zilor noastre, pentru că El și-a demonstrat bunătatea, pentru că în caracterul Lui, identitatea Lui înseamnă bunătate. De aceea, dragii mei, nu vă gândiți nicio secundă că Dumnezeu n-ar fi bun, că n-ar fi milostiv, că n-ar fi plin de har, de dragoste. Nicio secundă. Dumnezeu este bun întotdeauna. Și când nu știi tu lucrul ăsta, și când nu simți, și când crezi tu altceva, acest adevăr nu se schimbă. Dumnezeu este bun. Amin? Acum, ce-a făcut ea? A venit la Iisus și a spus: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fiica mea este posedată cumplit de un demon. Și spune Biblia, nu i-a răspuns niciun cuvânt Iisus. Atunci ucenicii, cum spuneam mai devreme, au început să-l streseze pe Iisus, să spună, ne stresează pe noi, pe tine, nu? Adică, fă ceva, fă ceva. Și mulți vor o slujire de aparență din asta așa, fără nicio implicație, fără nicio profunzime. De multe ori vin și la mine la rugul aprins, la biserică, dar frate Sami, roagă-te și pentru ea să plece, că nu vezi că... Și îi spun, nu mă rog încă pentru ea. Și crede că n-am bunătatea lui Dumnezeu, că nu vreau să mă rog. Dar nu, vreau să fac o slujire eficientă. Amin. Înțelegi? Și vreau să aibă un impact în viața ei. Și nu încerca tu să tragi mâna și să te binecuvintezi, să scurciuitezi tot felul de chestii. Nu, există niște etape, un mers al lucrurilor care Dumnezeu îl știe pentru fiecare caz în parte. Pentru alții poate instant, pentru alții, dar există un mers al lucrurilor. Dumnezeu știe ceea ce trebuie să faci, ceea ce trebuie să spui. Are încredere Dumnezeu că ceea ce spui nu te va lăsa în ceață, că tu nu vei pleca fără problema rezolvată, doar trebuie să fii consecvent, să crezi că Dumnezeu este bun și că El nu te va lăsa. Amin. Să crezi asta. Și asta s-a întâmplat. El însă răspunde ucenicilor, nu știu dacă au auzit și femeia, dar era nasol dacă au auzit și femeia, spune, n-am fost trimis, dragii mei, decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și știți aia cu timpul, cu Kairos, cu Cronos, știți că nu era timpul lui Dumnezeu. Au zis vorba aia de multe ori, că nu-i voia Domnului că să mă pocăiesc, nu-i voia Domnului că să fiu vindecat, nu-i voia Domnului. Și Biblia mea spune astăzi. Păi știi că nu-i vremea încă să mă întorc la Domnul sau să fiu vindecat. Nu, nu, Domnul spune astăzi. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi. Și chiar dacă cineva a spus că nu-i vremea încă, și poate chiar un proroc, tu poți să schimbi în așa fel încât astăzi să fie. Și ați auzit multe mesaje în direcția aceasta, merg mai departe. Ceea ce a făcut această femeie extraordinar, auzind acele lucruri, nu a făcut-o să renunțe, cum mulți renunță, din păcate. Aud mulți oameni care spun, numai, frate Sami, am încercat de toate. Am mers și la rugul aprins, am mers la campionii, m-am rugat, am postit, am făcut, am dat zecioală, am dat dărnicie, toate lucrurile aia, și tot răspunsul din partea lui Dumnezeu parcă dă din numeri. Am auzit multe, nu știu dacă voi auziți astfel de mărturii negative, dar din păcate sunt multe. Acolo este momentul culminant, punctul în care tu să nu pui punct, ci să fie virgulă. Și să înțelegi că Dumnezeu vrea să continui, Dumnezeu vrea să vadă consecvență, Dumnezeu vrea să continui să te încrezi în El și să înțelegi că nu trebuie să pui stop, ci trebuie să continui. Și spune cuvântul Domnului ce a făcut această femeie, dar ea a venit, nu a comentat contra lui Iisus, cum fac mulți astăzi, dar Dumnezeu tău, lasă că nu ajută, lasă-mă cu... Nu, zice, ea i s-a închinat. Tupeul plăcului Dumnezeu este caracterizat de smerenie. În orice circunstanță, oricât de nervi ai avea încordați, oricât de greu ți-ar fi, ceea ce Dumnezeu apreciază întotdeauna este închinarea ta. Închinarea ta. Chiar dacă ești sub presiune, chiar dacă ești în păcat, chiar dacă ești sus pe munte, chiar dacă ești la vale, Dumnezeu este întotdeauna sensibilizat de închinarea ta. Am observat lucrul acesta de-a lungul vieții mele în Biblie, indiferent în ce fază am fost a vieții mele. Când am ales să mă închin înaintea Domnului, să recunosc că El este Domnul, Dumnezeu întotdeauna a fost atent la închinarea mea. Cheia aici a fost închinarea. Închinarea Lui, închinarea acestei femei. S-a închinat zicând, Doamne, ajută-mă! Iisus crede noi că dă un răspuns care nu este ok, dar a fost un răspuns care a provocat în ea să scoată acele cuvinte grozave.
Și Iisus a dat un răspuns care a făcut-o pe ea să răspundă corespunzător. Și de multe ori primești, auzi ce-ți spun, primești un răspuns din partea lui Dumnezeu care nu pare roz, dar care te constrânge să răspunzi duhovnicește. Un răspuns care te face să vorbești lucruri mari ale credinței. Un răspuns, de multe ori răspunsul care îl primim noi din partea lui Dumnezeu, poate chiar printr-o predică, prin relația noastră cu Dumnezeu personală, este un răspuns care este ambigu sau este neclar sau de multe ori credem că Dumnezeu nu-i pasă, dar răspunsul care Dumnezeu ți-l dă întotdeauna este un răspuns bun. Pentru că vedem că acest răspuns a determinat-o pe această femeie și a spus așa: da, Doamne, dar și căței mâncă din fărămiturile care cade la masa stăpânilor lor. Răspunsul lui Dumnezeu pentru tine nu este una pe placul tău, dar nu este urmat de niciun blestem în comparație cu cum predică unii legaliști. Este urmat totdeauna de vindecare, de pace, de prosperitate, de succes, de victorie. Asta este diferența când unii predică: da, dar Dumnezeu a răspuns prin boală, Dumnezeu a răspuns prin necaz, Dumnezeu a răspuns prin problema asta. Nu, Dumnezeu nu răspunde astfel. Dumnezeu nu are nevoie de puterea întunericului să-ți răspundă. Dumnezeu are puterea Lui. Aleluia. Dumnezeu nu are nevoie de demon ca să-ți răspundă. Dumnezeu nu are nevoie de boli. Dumnezeu nu are nevoie. Chiar dacă răspunsul Lui pare dur, întotdeauna nu apelează la puterea întunericului. E o cheie foarte importantă să faceți deosebire. Pentru că în momentul când Dumnezeu răspunde, chiar dacă pare mai interesant, mai dur, face un asemenea mod, te constrânge în asemenea mod, nu ca să trăiești tu ceva negativ, ci ca să funcționezi după tupeul care l-ai aplicat și să începi să intri în revărsare, să începi să ieși deja. N-ai avea curajul, e ca și cum stai pe marginea prăpastei și știi că dincolo este binecuvântarea dacă reușești să sari peste prăpastea aia. Și câteodată primești un răspuns din partea lui Dumnezeu care spune: nu mai sta acolo, ia-ți avânt și sari, aleluia. Nu, legaliștii spun: nu, Dumnezeu te împinge să înveți ceva și spici în prăpaste. Nu, că Dumnezeu vrea să te învețe ce e acolo. Nu, 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 Dumnezeul meu nu face așa ceva. Dumnezeul meu, chiar dacă sunt în fața unei prăpăstii, fața unei provocări și sunt pe margine, Dumnezeu spune: vreau să-ți arăt ce este dincolo de mal. Vreau să-ți arăt ce se va întâmpla dincolo de ceea ce vezi cu ochii tăi, dincolo de prăpastie. Aleluia, vreau să-ți dau un șut, vreau să-ți dau un imbol în așa fel încât să înțelegi ce înseamnă tupeu credințe. Ai aplicat tupeu, hai să arăt și eu tupeu. Aleluia. Și nu mă deranjează asta. Spune cineva împreună cu mine: nu mă deranjează asta? Aleluia, nu mă deranjează, pentru că cu Dumnezeul meu sar un zid înalt. Cu Dumnezeul meu fac lucruri extraordinare. Și Dumnezeul meu în această dimineață, aleluia, mă pune în fața provocărilor, pe marginea aceea și spune: nu mai sta și te uita acolo, pentru că vreau să îndrăznești. Și Dumnezeu îți dă acest imbol în numele lui Iisus, ca o rachetă zbori în spiritual, în numele lui Iisus Hristos. Și atingi pe malul celălalt și ajungi acolo și te bucuri de binecuvântare și spune: pentru cuvintele acestea, pentru că n-ai renunțat și ai stat acolo încrezătoare, n-am găsit asemenea credință. Și pentru cuvintele acestea, du-te că ceasul acesta, în secunda aceasta, fiica ta este vindecată. Aleluia. Are cineva motive să spună slăvit să fie Domnul? Are cineva să spună: Hristos este victoria noastră? Aleluia. Vreau să ne ridicăm picioare să stăm înaintea Domnului. Vreau să înțelegi că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care întotdeauna răspunde. Vreau să înțelegi că Dumnezeu apreciază închinarea ta. Însă Domnul nu a intervenit la fel, a arătat o duritate poate de multe ori care practic pentru majoritatea oamenilor îi făcea să renunțe sau să tacă. Dar Iisus știa că această femeie nu va tăcea, mai avea o replică a credinței. Vreau în această dimineață să ai o astfel de replică a credinței. Aleluia. Cineva să mă ajute la orgă dacă este aici. Ori de la Rud Vieții, ori de la Rud. Reziți ceva la orgă. Haide tu, haide dacă e montată, știu, aparatura voastră. Hai să înțelegem în această dimineață că Dumnezeu vrea să audă acea replică de la tine. Dumnezeu vrea să audă acea replică de la tine. Numărești pe internet. Dumnezeu vrea să audă acea replică. Aleluia. A tupeului credinței. Aleluia. Vrea să audă acea replică. Aleluia. Aleluia. Și să spui Domnului: da, Doamne, dar și căței mâncă din frămiturile care cade la masa stăpânilor lor.
Aleluia. Și Iisus a considerat că era suficient. Nu mai trebuia să meargă dialogul mai departe. De ce nu crezi astăzi că cuvântul care rostești astăzi în credință, cu tupeu chiar, poate să spună Iisus este suficient? Ai înțeles cum să treaba cu credința? Ai înțeles cine sunt? Este suficient! Este suficient! Deja urmează rezolvarea, deja urmează răspunsul, deja urmează răspunsul meu. Este suficient. Că de multe ori dialogul nostru continuă și Dumnezeu credem că nu răspunde, pentru că n-am înțeles care e faza cu credința și nu cunoaștem inima Lui. Și continuă acest dialog pentru unii de 20 de ani, de 10 ani. Și Dumnezeu spune, vreau astăzi, astăzi. Dar pentru asta trebuie să înțelege. Iisus a considerat că era suficient și a răspuns femeia asta și a demonstrat. O femeie, mare este credința ta. Să ți se facă după cum dorești. Mulți zic, n-are cum să se facă după cum doresc, pentru că sunt atât de multe lucruri. Provocarea așa de mare, cancerul așa de mare, problema în familie așa de mare, COVID-ul ăsta e așa de mare. Mulți zic, n-are cum să se facă. N-are cum să se facă pentru că n-ai înțeles acest dialog. N-ai înțeles acest dialog. Acest dialog care te face să înțelegi că nu este munte prea mare, nu este problemă prea grea, nu este situație imposibilă pentru Dumnezeu, nu este boală prea mare pentru Domnul, nu există nimic. Aleluia! Aceea, în această dimineață, mă rog, Doamne, să răspunzi. Această dimineață, mă rog, să răspunzi. Dumnezeu caută oameni care să îndrăznească în asemenea mod și să aplice chiar tupeu în manifestarea credinței. Trăim vremuri similare ce a trăit Ilie. Trăim vremuri similare care sunt caracterizate de frică, de îndoială, de panică, manipularea în masă a Izabelei, a Duhul Izabelic de astăzi. Duhul Izabelic astăzi se manifestă prin guvernanți chiar. Și văd oameni care au trăit și după ce a trăit Ilie acea victorie. Am avut o predică despre asta. Ilie a căzut în depresie, omul lui Dumnezeu, mare omul lui Dumnezeu, pentru că a acceptat un mesager care nu era lui Dumnezeu. Nu orice mesager regal este de la Dumnezeu. Nu orice predicator, să vă spun mai deschis, de guvernant, ce să mai spun? Nu orice predicator este de la Dumnezeu. Și Ilie a acceptat. L-a cuprins frica, panica, a fugit. Dar pentru că Dumnezeu a ținut cont de îndrăzneala lui și pentru că Dumnezeu ține cont de tine, oricât ai lăsat frica, poate să te păcălească, ai lăsat poate îndoiala, ai lăsat... Dumnezeu ține cont de victoria ta de ieri, că ai îndrăznit astăzi, că ai îndrăznit ieri. Dumnezeu ține cont. Dumnezeu ține cont și nu te lasă. Aleluia! Și Dumnezeu ridică, trimite înger la Ilie, ridică, îi dă putere supranaturală, mâncând supranaturală, o mâncare supranaturală, așa cum vom mânca și noi în aceste zile, mâncare supranaturală, să putem să trăim supranatural. Mâncăm mâncare supranaturală. Fiecare predică așa o să o luați. Ce vorbește fiecare predicator aici, luați-o ca o mâncare supranaturală, să putem să trăim supranatural. Pentru că, dragii mei, e timpul să ieșim din orice peșteră, din orice stare de frică, de panică, din orice stare de compromis, din orice stare în care este astăzi lumea și să înțelegem că cuvântul Domnului a venit și cuvântul Domnului s-a prezentat și cuvântul Domnului a vorbit și este timpul să intri în lucrarea care Domnul a pregătit-o pentru tine. Ilie, nu fugi de împărat, că îl vei schimba pe acel împărat. Ai autoritatea să schimbi casa regală și numai pe el și pe vecinul lui și în locul amenințării cu moartea nu vei mai gusta moartea, Ilie. Aleluia. O, și caramada, sabarada. Un cuvânt profund care dacă am prinde în această dimineață Biserica lui Hristos. Ești amenințată cu moartea? Pentru că ai fost amenințată. Pentru că ai fost amenințată. Înțelegeți? Care s-o prins începe să laudă pe Domnul. Aleluia! Deci, vreau să înțelegem că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Am încrederea asta 100%. Și Elie, în loc să fie omorât, este promovat. Și trimite Dumnezeu un car de foc după el. Aleluia! Este timpul să văd carele lui Dumnezeu pentru Biserica Domnului. Este timpul să văd carele, îmi doresc să văd carele lui Dumnezeu.
Îmi doresc să văd care lui Dumnezeu. Haleluia, îmi doresc să văd care lui Dumnezeu. Haleluia, și să începem să vedem aceste care de foc al lui Dumnezeu. Haleluia, prin Duhul Sfânt, să vedem. Haleluia, pe cine va lua acest care de foc? Haleluia, și îl va duce dincolo de porți, în slavă. Nu mă refer să plece de lumea asta, ce mă refer să trăiască slava. Pentru că, dragii mei, ce s-a întâmplat după ce a plecat Ilie? Ungere dublă s-a manifestat și a venit Domnul și a spus, de două ori vă dau ce a primit, ce a făcut Ilie. Și Ilie a fost promovat. Și ce a trăit Ilie? Și ce au trăit ăștia sub conducerea lui Ilie a fost la un nivel. Dar după ce Ilie a fost promovat, a fost o ungere dublă. Așa că aveți suficiente argumente în această dimineață să vă doriți să aveți un tupeu al credinței. Da, caracterizat de smerenie, recunoscându-L pe Dumnezeu și despărțiți de El, nu putem face nimic. Este o ungere puternică a Duhului Sfânt. O simt ungerea așa de puternică în această dimineață, încât am îndrăzneală să cred că ceea ce vom decreta în minutele următoare se va întâmpla. Cineva se unește cu mine în rugăciune, care a rămas în locul prea sfânt aici, dincolo de perdea. Haleluia! Vreau să cred că vă uniți cu mine în rugăciune și să credeți, așa de puternic este ungerea Duhului Sfânt, care se va manifesta prin autoritate, încât ceea ce vom decreta în spiritual se va manifesta. Haleluia! Haleluia! Întâi de toate, trebuie să faci ca să funcționează binecuvântarea ca și Iacov. Trebuie să-i spui, Doamne, ăsta sunt. Am avut frică, am avut stres, m-am dopat cu medicamente, n-am știut ce să fac. M-am pus tot felul de costume și de tot felul, că știa că sunt extraterestru, știa că sunt cu mine. Asta este. Am dat mâna și cu aha. Spune Domnule acum. Pentru că Domnul se întâlnește cu tine. Și Domnul vrea să te schimbe din Iacov în Prințul lui Dumnezeu Israel. Și altarul care îl zidește astăzi va avea repercursiuni, va avea urmări și până ziua de mâine. Același altar care l-a zidit Iacov, omul credinței, a fost altarul care l-a rezidit Ilie, omul credinței. Și este altarul care rezidești tu în această dimineață, omul credinței. Vrea cineva împreună cu mine să aplice un tupeu al credinței? Să decreteze împreună cu mine, aleluia, numele Iisus Hristos, situația în România se va schimba. În bine, în numele Iisus. Decretez în numele Iisus Hristos un val al trezirii, în numele Iisus, pe care biserica adevărată a Domnului nu-l va rata. Haleluia! Va fi imposibil să ratăm acest val al trezirii. Haleluia! Haleluia! Îți mulțumesc, Doamne, pentru acest val al trezirii, care cred, Doamne, că are conotații și aici, ce se întâmplă aici, la Jolt, în județul Timiș. Haleluia! Cred că are rădăcini și aici. Haleluia! Are izvoare și aici care formează acest val. Și Domnul mi-a vorbit duminică seara despre 7 locuri în care Dumnezeu a pregătit pentru noi globul pământesc. Și un mesaj care l-a dat Domnul duminică seara a fost dat în 7 locuri în același timp, care a fost la Biserica Răul Trezirii. Și știți despre manifestarea puterii Dumnezeu, despre manifestarea slavei. Și mesajul acela al slavei a fost în 7 locuri în acel moment. Oare ce facem noi aici? Este un izvor care determină valul să vină mai repede? Credeți asta? Eu sunt încredințat 100%. Dar ceea ce este trist este că nu toți prind valul. Poți să vii la Jolt, poți să vii la Campionii, să te uiți din exterior și zici, și poți să vii în val și poți să fii tu un om al trezirii și să trăiești trezirea și să fii o binecuvântare pentru cei din jur. Continuăm să facem declarații în credință, în rugăciune. Hai să facem aceste declarații. Hai să spunem Domnului nostru, Doamne, haleluia, sunt pregătit, sunt aici pentru instrucțiuni. Ascultarea face mai mult ca jertfă. Ascultarea face mai mult ca jertfă. Începe să te rogi, să vorbești cu Dumnezeu. Spune Domnului, Doamne, sunt pregătit pentru a asculta. Chiar dacă încă nu știu detaliile, ascult. Haleluia, vreau să aplic un tupeu al credinței, care nu este caracterizat de egocentrism, de ce vreau eu și drepturile mele.
Vreau să fiu atent la drepturile tale, la ceea ce tu, Doamne, dorești, la ceea ce tu vrei să instaurezi peste inima mea, ca apoi să instaurezi peste zona mea de influență. Doamne, vreau să fiu atent. Spune Domnului, Doamne, vreau să fiu atent, vreau să-mi vorbești. Poate nu ești înțeles de cei din jur, poate ți se pare că oamenii te ridicolizează, poate își bat joc de tine, poate nu înțeles. N-au prins ungerea, pur și simplu, n-au prins. Pur și simplu n-au prins. Sunt oameni care îl prind foarte greu și nu înțeleg. Fii tu o binecuvântare pentru ei, aleluia. Aleluia, n-au înțeles. S-au lovit doar de legalism. De ce predică fratele Sami cu batec? Duminica seara am predicat cu batec, apropo, nu știu, la rău trezire. De ce predică fratele Sami cu batec? Să știți că am făcut-o și pe asta. Da. De ce face închinarea felul ăsta, că dăm cu tobe, cu știu, de ce sărim în sus de bucurie, de ce? Dragii mei, răspunsul ăsta nu pot să ți-l dau eu, ți-l dă Dumnezeu, dacă ești disponibil la schimbare. Prinde ungerea în iasa aceasta. Hai să încheiem în această dimineață cu această rugăciune declarativă, dar sinceră, să spunem, Doamne, vreau în primul rând să fac niște declarații în dreptul meu, în privința mea, ca mai apoi să fiu o binecuvântare pentru zona mea de influență, pentru națiunea română, pentru orașul meu, pentru zona mea. Dar în primul rând începe cu tine. Hai, începe să te rogi, începe să te rogi prin Duhul Sfânt. Hai să ne rugăm. Aleluia, sunt aici la dispoziția ta. Aleluia, îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc pentru ce ai pregătit pentru noi. Îți mulțumesc pentru ce ai pregătit pentru mine. Aleluia, îți mulțumesc pentru un nou nivel de slavă care îl voi trăi spre gloria numelui Tău. Îți mulțumesc, Doamne, aleluia, că valul din urmă este mai mare decât primul val. Aleluia. Îți mulțumesc, Doamne, că ceea ce a trăit, Doamne, biserica primară este un nivel, dar ceea ce va trăi biserica zilor din urmă este un alt nivel. Aleluia. Îți mulțumesc, Doamne, aleluia. În numele Iisus Hristos, aleluia, ridic un steag al victoriei, Iahve Nisi, peste țara mea, aleluia, aleluia, și decretez în credință în numele Iisus, valul trezirii vine, nu al valul, valul trezirii, aleluia, declar și decretez valul trezirii, aleluia, în numele Iisus Hristos. Vreau să fiu parte din val. Spune Domnul, vreau să fiu parte din val. Aleluia. Știu că încă nu este gata cu mine lucrarea. Spune Domnul, Doamne, știu că mai ai încă multe. Aleluia. Nu este gata lucrarea bisericii. Încă mai avem un cuvânt de spus aici pe pământ. Încă mai avem un cuvânt de spus aici pe pământ. Aleluia. Nu ne uităm la amenințările cu moartea din partea Duhului Izabelic. Nu ne uităm la cine amenință cei din jur. Aleluia. Pentru că Domnul se îngrijește de noi. Domnul se ne îngrijește și ne va purta în lumea aceasta. Și ne va purta, Doamne, așa cum a fost luat Ilie în carul de foc. Aleluia. Care de foc vor fi trimise special pentru tine. Să te poarte în supranatural. Să poți să vezi slava lui Dumnezeu și oamenii să înțeleagă că slava Domnului acoperă pământul. Slava Domnului se manifestă prin biserica Domnului. Aleluia, trăim slava. Nu doar vorbim despre ea, vom trăi slava. Ne vom bucura de slava Domnului. Și biserica Domnului se ridică în autoritate și spune: destul, nu mai acceptăm manipulare, frică, nu mai acceptăm amenințări. Aleluia, ne avem un mesaj al Regelui. Al Regelui, Regelui, a Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Oria da shabara do sotoro și caramada zimarate. Aleluia, aleluia. Aleluia, se ridică armata Domnului în această dimineață. Aleluia. E foarte important ce declar, cum te îmbărbătezi. Aleluia, spune Domnul Iosua, tu trebuie să înveți să te îmbărbătezi cu cuvântul Domnului, tu singur. N-a așteptat să vină prorocul. David a făcut la fel, cetatea Țiclag a fost arsă, dar a ales ceva să se îmbărbăteze. Trebuie să faci ceva în dreptul tău, trebuie să construiești tu ceva în dreptul tău. Începe să te îmbărbătezi, să te ridici. Stârnește ceea ce a fost pus în tine, spune Pavel la Timotei. Este ceva în tine care arde. Aleluia, trebuie să crească tot mai mult. Aleluia, aleluia, aleluia. Doamne, cer focul Duhului Sfânt să aprindă noi tot ce trebuie să aprindă. Focul Duhului Sfânt să ardă noi tot ce trebuie să ardă. Focul Duhului Sfânt să aprindă, Doamne, pasiunea pentru tine. Aleluia, trăirea în sfințenie, în glorie, în slavă. Aleluia, focul Duhului Sfânt să vorbească în dreptul nostru, în numele Iisus Hristos. Focul Tău, Doamne, cer în această dimineață. Focul slavei Tale, aleluia. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai chemat să trecem de la supraviețuire la revărsare. Pentru că cred, cum mi-ai vorbit, Doamne, pentru anul 2021, anul 2021 și anii ce urmează, anul impactului divin, în numele Iisus Hristos.
Aleluia. M-a rugat și ne rugăm și credem din toată inima. Aleluia. Aleluia. În numele lui Iisus. Dacă Domnul ți-a vorbit în această dimineață și crezi că ai fost binecuvântat, avem motive de mulțumire. Avem motive să spunem Domnului nostru, Doamne, vom trăi ceea ce am auzit. Dar vreau să fac ceva la încheiere, la rugăciunea de încheiere, de mulțumire. Vreau să te gândești la o persoană care ți-ai fi dorit să fie aici și noi. Care vrei să fie și aparte în acest val al trezirii și să fie coleg cu tine de zbor și să fie co-echipier cu tine în această lucrare. Gândește-te, poate e vorba de ceva rudă de-a ta, frate din biserică, nu știu. Gândește-te la această persoană. Și spune Domnului, Doamne, vreau împreună, împreună cu toată casa mea, spune Iosua 24 cu 15. Nu știu ce vreți să faceți voi, cărui Dumnezeu vreți să slujiți, spune Iosua, poporul Israel. Dar eu am luat o decizie în dreptul meu. Și vreau să iei și tu o decizie în dreptul tău. Gândește-te de la persoana care ar trebui să fie cea cu tine. Poate este în tabără și nu este cu tine, e în altă parte. Poate este acasă și nu este aici, nu știu. Persoana care trebuie să fie aici cu tine. Din biserică, din servici, de acasă. Haideți împreună să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-a vorbit, dar nu vreau singur. Vreau una împreună cu ei să trăiesc valul trezirii și revărsarea ta. Haideți să ne rugăm să vezi și rugăciunea de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc. Aleluia. Îți mulțumesc, Doamne. Doamne, împreună cu toți cei care mi-ai dat. Împreună cu toți cei din bisericile Râul Trezirii. Îți mulțumesc, Doamne. Doamne, toți cei care i-am botezat, Doamne. Toți cei care ne-au vorbit de tine. Toți cei care sunt în jurul meu, Doamne. Aleluia, toți cei dragi ai mei. Împreună cu ei, Doamne, vreau să trăiesc slava ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul tău. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit și mie. Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc pentru sămânța credinței care a fost, Doamne, plantată în viața noastră. Îți mulțumesc, Doamne, pentru pământul bun în această dimineață care a primit cuvântul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această dimineață. Îți mulțumesc, Doamne, și te slăvesc pe Tine și te glorific pe Tine ca Rege și ca Domn. Binecuvintează mâncarea, binecuvintează timpul nostru aici, mai departe, și cred că încă ai lucruri minunate să ne arăți și în seara aceasta. De aceea lăudăm numele Tău și slăvim numele Tău. În numele Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. Aleluia. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încheiem serviciul de dimineață la 1 fără 2 minute. Vreau să nu uitați după mâncare, după prânz, cei care sunt responsabili pe cele departamente care aveau, adică în sensul cineva răspunde de campionatul de ping-pong, darts, astăzi avem, trebuie să aflăm astăzi câștigătorii, mâine rectific, nu plecăm pe jos, în excursie la lacul Surduc, să avem puțină părtășie acolo, merg cu mașinile, că nu vreau să ajungem acolo obosiți, să nu ne bucurăm de peisaj, este unul din frumusețile țării, care nu trebuie să-l ratăm și vreau să ne organizăm mâine după prânz. Dar haideți acum să mâncăm, să ne bucurăm unii de alții de timpul care Domnul ne va da binecuvântat aici mai departe. Amin. Fiți binecuvântați!